Danton. Reconstituire drammatiche di Camil Petrescu. Adattare radiofoniche di Nal Toscani. Convenția națională decretează că Tribunalul Revoluționar, instituit la Paris prin legea din 10 martie 1793, având președinte pe cetățeanul Herman și acuzator public pe cetățeanul Fouquier Tinville, poate trece la instrucția cu privire la conspirația lui Danton și a acuzaților Camille de Moulin, Hérode de Seychelles, Philippot, Fabre de Glantin, Westermann, Chabot. Acuzat, numele. De ce zâmbești, acuzat? Acuzat, numele dumitale. Domiciliul, vârsta. Domiciliul meu, curând în Neant. Numele meu, în panteonul istoriei. Acuzat, numele și domiciliul tău. Dacă ții cu orice preț, Danton, nume de altfel cunoscut în evoluție. Locuința mea o cunoști, e tot în curtea comerțului, strada Cordelierilor. Ai venit de atâtea ori. Vârsta, 34 de ani. Danton, ești acuzat de către convenție? Vocea mea, care de atâtea ori s-a făcut auzită pentru apărarea cauzei poporului și ca să-i apere interesele, va respinge fără greutate orice calomnie. Lașii care mă calomniază ar îndrăzni să mă atace în față, să se arate și imediat îi voi acoperi de rușine. Cer deci să fiu ascultat de comisari ai convenției, cărora am să le fac un denunț care interesează Republica. De altfel, v-am spus și vă repet, locuința mea va fi în curând în Neant, numele meu în panteonul istoriei. Am slujit prea mult, nu mai pot suporta viața. Danton, ce faci, Danton? Danton, te rog, nu abdica, Danton! Adu-ți aminte cum l-ai dat peste cap la sursă anul trecut. Hai, Danton, dragă Camille, asta a fost anul trecut. Acuzat, Danton, îți interzic să discuți cu ceilalți acuzați. Acuzat Camille de Moulin, retrage-te la locul dumitare. Mă rog. Hai să vedem de ce mă acuză convenția. Danton, ești acuzat că necontenit ai conspirat. Am conspirat. Eu am conspirat. Cândva mi-a mai aruncat cineva acuzația asta. Cine? Ah, da, doamna Roland. Era în seara de 4 august 1792 la mine acasă. Luam cina cu câțiva prieteni. Eram cu toții veseli. Când deodată... Dumneata, doamna Roland? Da. Atunci poftim la masă. Abia am luat supa. Sunt aici Lucile și Camille de Moulin, Robespierre. Are să le facă plăcere. Da, e Camille de Moulin, e Robespierre, dar mai e și Westermann, Santerre, mai e și... Da, sunt și ei. Intențiile mele le cunoaște toată lumea. N-am ascuns niciodată nimic. Atunci putem sta de vorbă. Recunoști, deci, e aici o conspirație. Doamnă, am făcut eu vreodată un secret din faptul că vreau să detronez pe Ludovic Capet? Doamna, mă înșelați, nu e o conspirație. Danton nu conspiră. Vorbim serios. Dar comitetele secrete de la Charenton? A, nu! Aceea era conspirația dumneavoastră, a girondinilor, a brisotinilor. Nu, doamnă Roland, Danton nu se întâlnește noaptea afară din oraș în case părăsite. Eu am declarat război celor care ne vând, asta e. Nu sunt decât 20 de zile de când bravii mei cordelieri, nu un ascuns, ci în sala de întruniri din curtea mănăstirii, au votat o moțiune prin care se cerea detronarea regelui trădător. Și eu însumi am prezentat petiția la primărie, la bara parlamentului. Asta e conspirație. Să vorbim precis, Danton.
Ați hotărât pentru vineri 9 august seara atacul Tuileriilor. Azi e duminică, în casa dumitale sunt acum șefii conspirației. O, iar conspirație, doamnă. Danton, vreau să vorbesc cu dumneata serios. Dar mai întâi cer să-mi spui un lucru. Da. Ai încredere în mine? În patriotismul meu? Oricum, mai mult decât în Girondin și decât în toți partizanii bărbatului dumitale, cu el cu tot la un loc. Danton, vreau să vorbesc cu dumneata serios. E absolut necesar ca mișcarea pe care o proiectați să nu aibă loc. E o greșeală. Nimic mai primejdios acum decât o mișcare de stradă. Ai văzut unde a dus mișcarea de acum o lună. Și te conjur în numele acestei Franțe pe care o iubim cu toții. Renunță la planurile dumitale. Ai răbdare. Cu toții lucrăm pentru salvarea țării. Să am răbdare? Dar ce e vorba de mine, de metresele mele? Crede-mă, doamnă Roland, că dacă ar fi vorba de mine, aș fi nesfârșit mai bucuros să mă duc la țară, să-mi văd de liveți și de fânețe, să pescuiesc un nob. Dar nu e vorba nici de mine, nici de fătălău acela de Ludovic, nici de dumneavoastră. E vorba de Franța, de libertatea asta atât de greu cucerită. Tocmai de aceea, te rog, așteaptă. Dar n-am așteptat destul, doamnă. Sunt 3 ani de când stăm împărțiți în două. De o parte, un rege care, după ce a încercat să gonească parlamentul, e nevoit să jure pe Constituție. Jură pe Constituție, dar încearcă să fugă, ca să vie cu armata străină. Dumneata, încerc să aștept, doamnă, când au trecut frontiera 40.000 de prusaci și 30.000 de austrieci, când 20.000 de emigrați li se alătură, când regele așteaptă înaintarea lor cu un frigurare nestăpânită, când la palat se fac toate pregătirile pentru primirea învingătorilor. E bine, dar tocmai de aceea adunarea a declarat patria în pericol. De ce nu vrei să înțelegi că avem același ideal? Atunci veniți alături de mine, doamnă. Danton, dumneata ești un om îndrăsneț și hotărât. Dar trebuie să înțelegi cu atât nu se duce la capăt o mișcare. Dumneata poți să înflăcărezi o adunare populară, dar o acțiune pentru răsturnarea regelui și pentru salvarea țării cere și altceva. Adică? Dumneata, nu ești omul care să pregătești o mișcare, iar o mișcare serioasă cere organizare. Să vorbim sincer, Danton, dumneata ești un minunat om de stradă. Dumneata poți conduce o mișcare de stradă, dar nu o mișcare revoluționară. Cred că mă înțelegi, nu? Doamne, se pare că dumneata nu m-ai înțeles pe mine. Te rog să mă privești drept în ochi. Îți jur pe viața copiilor mei, ca din auri, nu am înțeles să chem pe nimeni sub șefia mea. Am vrut să înțeleg altceva. Că ceea ce am hotărât e de neînlăturat. Haideți pe același drum cu mine. Fie că veți porni înainte, fie că veți veni după mine. Și crezi că Franța va fi salvată? Nu știu, doamnă. Dar între Paris și armatele nevăritoare voi fi eu. Bine, atunci cu ce aș putea fi eu folositoare? Uite cum. Partizanii bărbatului dumitale, dacă mișcarea reușește, să o confirme în adunare. Da. Atunci o întrebare. Dacă răstorn pe Ludovic, pe cine îi pui în locul lui? Nu știu. Ducele de Orlean? Nu m-am gândit încă. S-au gândit alții. Ceea ce știu e că nu vor înceta frământările câtă vreme vom avea pe tron un rege căruia i s-au luat jumătate din privilegii. Trebuie să ducem un altul. Succes! De ce să râdeți? Pentru că nu cred că o să izbutească. Amână pentru 15 august mișcarea, Danton. E prea târziu, doamnă. Regele a și trimis cavalerilor pumnarului semnul convocării, o scrisoare albastră. Ce? Noapte bună, doamnă. Să vă conduc. Poftim pe aici. Vă rog, dincolo pe trecerea întoi. Nu, Gabriel, e de neiertat. Asta nu mai era cremă, era cocă. Cristin, e adevărat. Da, nu-i așa, Fabre?
Ce cocă dragă, biftie! Gabriel! Gabriel, ce s-a întâmplat? A greșit Mari prăjitura. Danton, nu poți să-ți închipui ce ne-ai dat în loc de cremă. Lucille, te rog, nu mai necăși nevastă. Dacă nu știți să gătiți. Fabrăm. Da. Fabrăm, ia femeile cu tine ca să rămânem între noi. Și unde să le duc, Danton? La teatru, la Palais Royal, la piesa ta, vezi tu unde. Da. Doamnelor, să mergem la teatru. Fabrăm, da. Pe căldura asta? Da, tocmai de aceea. Stați să vedeți un act, pe urmă vă duceți la Palais Royal să luați câte o înghețată. Venim și noi acolo mai târziu. Bine, și Maximilian? Toată seara ai stat într-un colț și ai tăcut. Poate că la Palais Royal ai să devii mai vorbăreț. Maximilian Robespierre la Palais Royal, vii, spune! Doamnă, sunt oameni care gândesc că împrejurările de azi cer pe tron pe ducele de Orlean. Când însă ruda regiului merge până acolo încât își transformă palatul și dependințele într-o întreprindere publică, instalând jocuri de noroc, săl de dans, cafenele, restaurante frecventate de tot ce are Parisul mai dezonorant, acolo unde întâlnești pe toți agitatorii, pe toți îmbogățiții furniturilor, toate femeile pierdute, frumoase și elegante, ale Parisului, unde nu se mai știe de zi și noapte, pe sub galeriile acelea cu prăvălii sau în grădinile cafenelelor unde femeile iau înghețată. Eu nu pot să merg într-adevăr. Și totuși, Maximilian, acolo e inima Franței. De acolo a pornit revoluția. Acolo a urcat pe o masă acum 3 ani. Am cerut dărâmarea Bastiliei. Hai, vino, Maximilian. E o zăpușoală groaznică. Tot Parisul e acum acolo. Hai, 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 hai să mergem. Gata, te-ai îmbrăcat? Da, da, sunt gata. Hai, vă duceți. Fabră, da. Fabră, ia-le de aici. Mă duc și eu. De ce? Tu rămâi, Camille. Ai treabă cu noi. Lasă-l pe Fabră cu ele. Bine, bine, rămân. Dar să nu mă înșel, Lucille. Nu, mizerabil, urât, nu. Vă întovărășesc și eu câțiva pași. Robespierre, pleci? Robespierre, cum? Dar nu văd de ce ar fi necesară prezența mea aici. La revedere. Cum? La revedere. La revedere, la revedere. Robespierre ăsta, în ceea ce privește virtutea lui, e ipocrizie curat. Când eram în liceu, eram drăgostit de o verișoară lui. În orele de clasă îmi tot arăta pe sub bancă toate scrisorile lui de dragoste. Prieteni, la ora asta cea mai mare parte a Parisului petrece. Alții așteaptă cu înfrigurare armatele străine. De cei adunați aici depinde mântuirea patriei noastre și libertatea lumii. Vineri seara? Danton, am jurat cu toții. Atunci, Westerman, să trecem de la vorbe la fapte. Scoate harta. Ce-ați hotărât, Camille? Santerre îți va arăta planul 6. Santerre, să le explice Westerman că a semnat planul pe hartă. Santerre va aduce 30.000 de oameni din Faubourgul Saint-Antoine. Aha. Iar Alexandre va aduce 10.000 din cartierul Saint-Marceau. Prima coloană sub conducerea lui Santerre și a mea debușează pe la primărie, pe sub arcada Saint-Jean. Da. Ne întâlnim cu coloana formată din Marseillez, Breton și cartierul Saint-Marceau la podul Saint-Michel. Unirea coloanelor nu e bine fixată la podul Saint-Michel. De ce? De 2 zile strada lui Duc e înfundată. Ai dreptate, Danton. Se va fixa, uite aici, la Pont Neuf. La Pont Neuf, da. Ce zici, Westerman? Într-adevăr, mult mai bine. Așadar, iată care e situația. Atacul pe care Santerre și Westerman îl vor conduce nu va fi o simplă navală de stradă. Va fi o mișcare politică. Adunarea națională va detrona pe Ludovic, care va fi prizonierul nostru și va fi trimis la Vincennes. Dar adunarea națională e constituțională. Consiliul Comunei va vota detronarea și pe urmă incorpore, va merge în fruntea poporului la adunare cerând convocarea unei convenții care să decidă de tronul Franței. Dar Consiliul Comunal e moderat, dar... Vom dizolva Consiliul Comunal și vom numi un altul, al nostru. De vreme ce toată lumea, acum când patria e în pericol, e chemată să ia armele, e nedrept ca numai cetățenii bogați să aibă drept de vot. Prin urmare, convocând să voteze toată lumea, alegem noi delegații. Noi delegații se prezintă la primărie și se constituie în consiliu. Noul consiliu se prezintă la adunare și pretinde detronarea. Ah, e Marat, l-așteptam. Ei? Am găsit acest plic în buzunarul unui aristocrat, ucis pentru că era suspect. E semnul prin care curtea convoacă pe cavalerii pumnalului, anunțându-i să fie gata să măcelărească pe revoluționari, căci trupele lui Brunswick sunt la porțile Parisului. Ah, plicul albastru. Plicul albastru. Iată încă un plic la fel. Atunci ce mai așteptați? Marat, totul e pregătit. Toți cei care suntem aici ne-am jurat să salvăm Franța. Vineri, 9 august, vom ataca Tuileriile. Acuzat Danton, în seara de 9 august, în vreme ce mulțimea fremăta pe străzi, tu stăteai acasă, adâncit într-un fotoliu. Ce așteptai? Ce așteptai, Danton? Nu răspunzi?
Nici Gabrielei nu i-am răspuns. S-a uitat o clipă la pendula care începuse să bată. Apoi s-a apropiat de mine. Danton, ce o să fie în seara asta? Hei, Gabriel. Nu-am răspuns, Danton. Gabriel, unde e Danton? Ce-i Danton? Ascultă, Danton, am fost cu trăsura până la Han. L-am căutat pe Henrieu. Are impresia că nu poate conta decât pe cel mult 200 de oameni. Da, da. Gabriel, Gabriel, dă-mi, te rog, un pahar cu apă. De ce, Gabriel? Plângi? E, n-am făcut nimic dacă începem așa. Danton? Da. Mă duc acum la San Marso. Nu stau mult. La revedere, mulțumesc pentru apă, Gabriel. Dacă vine Camille să mă aștepte. Gabriel, Gabriel, te rog, Gabriel. Gabriel, ce faci? Danton, ce faci, Gabriel? Vai, ce bine că ați venit. Lucille, Camille. E, dar ce înseamnă ochii ăștia roșii? Lucille, uite cum plânge Gabriel. A, ți se pare ție? Gabriel e spartan, nu-i așa, Danton? No, no, plânge, plânge. Gabriel, uite-te la mine, râd. Hai, Gabriel. Ce se întâmplă, Danton? Nimic, mai bine spunem, Camille. I-ați mandat pe marseiezi? Nicio teamă, Bardaru a plecat direct la oamenii lui. Freron s-a dus la Westermann. Bună seara, Freron. Bună seara, madame Robert. Bună seara, Freron. Ce lume, dragile mele, ce lume. Pe stradă toate casele sunt luminate. Bună seara, Danton, bună seara, Camille. Cum e, Freron? Au început să se strângă oamenii. Westermann cere să-i trimite mereu vești de aici. Bine, 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 vom trimite. Camille, ce e cu el? Nu vezi? Nu în toate apele lui, Camille? Nu știu. Camille, oamenii au ieșit pe la port și așteaptă. Așteaptă să vadă încotro ies lucrurile. Ce zici de asta? Ce să zic? Eu mă duc jos, iau cheia de la clopotniță. Vreau să trag chiar eu clopotele. Hai cu mine, Freron. Du-te, Freron, nu lăsa singur. Așteaptă pe Camille. Danton, Danton, e o lume pe stradă. Au trecut și niște soldați călare, cântau cu toții cântecul acela nou adus de marseiezi. Doamne, Dumnezeule, Doamne, ce o să fie în seara asta? Unde e Danton? Ce, Antoine? Când trage în clopotele, Danton? După ce l-auziți pe al nostru, pe al cordelierilor. Camille, te-ai înarmat? Danton, gata. Privește la arma mea. Da, văd. Ce zici, Freron? Eu care credeam că are să se bucure. Danton, ce mai aștepți? E timpul să ne chemăm oamenii. Are dreptate, Freron. Ce mai aștepți, Danton? Ce mai așteptăm, Danton? Ce așteptăm? Să l-am întrebat și noi, Fabio. Danton, pune să sune clopotele. Canalia demanda, a întărit palatul și vrea să atace mulțimea chiar aici, la noi. Polnăv la baracul tunuri. Hai mai repede, că de nu totul e pierdut. De unde știi asta, Fabio? Furnia a venit ocolim pe la palat. M-am întâlnit cu el la Saint-Michel. Regele și toți miniștrii sunt în sala de consiliu. Regina și prințesele privesc din balcon. Trebuie înlocuit numai decât mandat și anulat ordinul de apărare. Dacă secțiile nu se mișcă și nu trimit delegați, totul e pierdut. Freron, du-te spre palat. Tu, Fabre, da. Mergi unul la Westermann. Da. Camille, Antoine, da. Haide! Antoine, haide. Plecați! Danton! Camille! Camille! Au plecat. Au plecat fără să ne spună un cuvânt. Au plecat. A plecat. Ce bine ar fi fost să mergem la țară. Ce ne trebuia nouă atâta frământare? Să ne vedem de pământul nostru, de gospodărie. Dar eu, Gabriel, ce? N-aș fi vrut să rămânem și noi la Burlare? Dar Camille, cu temperamentul lui... Să știți că dacă îi se întâmplă ceva lui bărbatul meu, îl străpun cu pumnalul pe Danton. Madame. Nu glumesc, Gabriel. Auzi, Lucille, ce spune madame Robert? Și toate astea din cauza lui Camille. El cu articolele lui din gazetă. Ce da, vrea? Gabriel, de ce, ce vorbești așa? De ce vorbești așa? Semna. Încep. Gabriel. Liniștește-te, Gabriel. Cine-i? Dar nu s-a oprit la noi. Westermann, ce? Danton, unde e Danton? Cred că e la primărie. Dar ce e, Westermann? Ce e, Westermann? Doamne, doamne, unde-o fi Danton? Iar plângi, Gabriel, curaj. Ai răbdare, Gabriel. E Camille, Camille. Lucille. Ce bine că te-ai întors. Lucille. Danton, unde e? Liniștește-o pe Gabriel. Hai, liniștește-o, Camille, ai văzut pe Danton? Oh, dacă l-am văzut... Am stat lângă el. A fost cum extraordinar. Cum? Întâi ne-am coborât la marseiezi. Când a strigat la arme, am crezut că se cutremură mănăstirea. Doamne Dumnezeu. Toți au fost în picioare.
În curte, la club, n-a vorbit decât câteva fraze. Dar a fost destul. Am plecat grămadă la primărie. Aici Danton i-a cerut consiliului ca imediat să cheme pe Mandaca să dea socoteală de intenția lui infamă de a ataca poporul, chiar la primărie și la Pont-Neuf. După primele fraze, doamne, dar cum a vorbit Danton? Consiliul speriat a votat rechemarea lui Manda. Camille, îți îngerează mâna. Ah, nu te speria, Lucille. Când am trecut prin curtea lui Gama, ca să nu ocolim, am sărit niște garduri. Cum a intrat în sală trădătorul de Manda? I s-a cerut socoteala și pe urmă a fost arestat. Pe scară i-au zburat creierii. Ah, groaznic. Ce vrei, Lucille, ce vrei? Așa e în revoluție. Frenon! Fabre! Unde e Danton? Tu nu știi ca mine. E la Pont-Neuf. Așteaptă să fie cine în Saint-Antoine. De două ceasuri. Vesterman, nu dă niciun semn. A trecut aici, Frăron, dar n-a scos o vorbă. A întrebat doar de Danton și a dispărut. Alarmă! 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 Haideți! Camille! Camille! Unde te duci? Ce faci, Camille? Și în vreme ce tunurile bubuiau, tu, Danton, ce-ai făcut? Te-ai întors acasă. Așa e, m-am întors acasă. Dar după ce s-a rânduit totul, în clipa când Westermann a bătut cu sabia în poarta caruselului, eu nu mai aveam nimic de făcut și am plecat. Se crăpa de ziua. Am urcat cu greu scara. Eram obosit. În capătul scării mă aștepta Gabriel. Gabriel! Gabriel! Gabriel, fata mea, ce e? Gabriel, vrei să o dai în comedie? Gabriel! Dragă, nevasta lui Danton are voie să leșine decât cu el în pat. Drăcie, Gabriel. Gabriel. Drăcie. Hei, Lucille. Gabriel, trezește-te. Madame Robert. Ce s-a întâmplat? Vă rog, luați-o aici. Împachetează și trimiteți-o la Arsis. Gabriel, ce s-a întâmplat? Ce e cu tine? Liniștește-te, Gabriel. Gabriel, hai să o culcăm acolo. Ce-a fost cu Santier? Frerot, ce-a fost? Ce-i acum? De unde vrei să știu, Frerot? N-ai auzit tu, nu? Bine, dar ce-i acolo? Nu știu nimic. Eu mi-am făcut datoria. De acum începe treaba lui Westermann, el e militar. Îmi dai voie să mă culc? Că uite, se face ziua. Vrei să se supere Robespierre că le pierdem nopțile? Hei, Gabriel! Lucille! De ce nu mi-ați făcut patul? Tanto! E Fabre. Ce-i Fabre? Fabre, ce năzbâde mai e și asta? Cine strigă, Frero? Fabre, cred că e chiar-chierit. Dragă Danton, ești ministru justiției. Cum? Regele, imediat ce au forțat poarta, s-a refugiat în mijlocul adunării. Vernio va citi decretul pentru suspendarea lui Ludovic și va propune lista noilor miniștri. Adunarea se dizolvă și se va convoca o convenție care să decide de tron. Danton, ești în frunte la justiție. Ce ai făcut, Danton, în timpul ministeriatului tău? Ai deturnat în folosul tău personal fondurile Ministerului de Justiție în sumă de 400.000 de livre! Întrebuințarea fondurilor secrete nu se justifică prin însăși definiția lor? Aha! Niciun aha! Au slujit la răsculoarea câteva departamente. Mai departe! Cât privește invazia prusată... I-am ținut piept, martor mie Camille. I-am ținut piept. Prusacii înaintau necontenit. Trebuiau stăviliți. Patria avea nevoie de voluntari. Cât mai mulți voluntari! Parcă văd piața din fața ministerului. Arăta ca o mare de capete. Totuși,
Entuziasmul mulțimii nu m-a liniștit. Am urcat ca o vijelie în cabinetul meu. Camii! Vreau ca toți periți să fie acoperiți cu afișe în roșu prin care ultimul om în stare să poarte arma să fie chemat în ajutorul patriei. Pavrâm, să tragă tunurile! Adineauri! Nu! De aici înainte, din oră în oră! Camii, te-am rugat să pui doliu la Notre-Dame. Sunt două drapele uriașe. Camii, până la ora 12, toată fața de catedralei să fie îmbrăcată în negru. E un război funebru. Armatele lui Brunswick înaintează. 100.000 de oameni sunt în marș acum asupra Parisului. Du-te, Camii, la Notre-Dame! Am plecat! Fabre, ce vește de la Ferron? Cum merge? De la Ferron toate sunt bune. A făcut ordine, a numit un comitet revoluționar. Și? Roland l-a reținut pe Biovaren. A contramandat ordinul tău. Acest Roland este cel mai senin dobitoc pe care l-am cunoscut. Da. Avem nevoie neapărat de un om energic la Chambrey. Prin numirea asta îl îndepărtăm pe Biovaren de Paris. Ce-i cu voi, cetățeni comisari? Ce căutați aici? Trebuia să porniți pe câmpul de luptă. Nu-mi trebuie nicio explicație. Diseară trebuie să porniți cu cele 5.000 de echipamente spre Chalon. Nu vreau să vă văd aici. Ascultă, Danton, hai să vezi că n-ai dreptate. Aseară totul era gata. Ne-am dus la Ministerul de Finanțe să luăm banii. Era și Roland acolo. A spus că noi, nefiind numiți în regulă de Consiliul Apărării, nu putem ridica niciun ban. Roland? Roland a făcut asta? Dar el nu e nici măcar ministru de finanțe. Nevasta lui Roland a vorbit ea însăși cu secretarul, cerând să nu ne dea niciun ban. Nevastă sa, iar doamna Roland. Puteți pleca, cetățeni comisari. Am înțeles. Să nu vă mai primi aici. Fabrăm, adu-mi hârtirile la escărit. Da. Sunt cam mult. Ia să văd. Domnule ministru, vă rog să admiteți o probă cu martori. Pădurea e situată la două leghe de... Socotim că o strămutare... Dar astea sunt în întârziere. Rezolvă-le tu. Alegem numai pe cele în legătură cu armatele și comisarii trimiși. Dar trebuie să poarte semnătura ta. Când armatele dușmane înaintează asupra Parisului, ar trebui să fiu nebun sau Roland ca să-mi pierd timpul cu astea. Iscălește-mă pe mine și pace. Mai hârti? Nu, dar sunt cereri de audiență. Așteaptă multă lume cu cereri de eliberare din închisori. Nu se poate face nimic, Fabrăm. Comuna are dreptate. Se complotează pretutindeni. Toți funcționarii din ministere sunt spionii armatelor dușmane. Voluntarii au dreptate. Când ei își lasă copiii, nevestele și părinții în seama noastră, nu putem lăsa libertate conspiratorilor. Sigur. Altfel, închiderea porților Parisului, perchezițiile și arestările înseamnă că n-au avut niciun rost. Îi chem să le spui. Cheamă-i. Intrați, cetățeni. Cetățeni, intervențiile voastre sunt de prisos. Siguranța patriei noastre cere ca toți cei suspecți să rămână închiși. De-alminteri, justiția își va spune cuvântul. Domnule ministru, fiul meu e închis. Fabră, trimite să-l scoată din închisoare. Domnule ministru, eu vă excelențe, rog să vă pe cine ai în închisoare? Tata, domnule ministru, a fost... Fă-i actele, Fabră. Da. Dumneata? Mie mama închisă, lăsând pe la... Dă-i drumul, Fabră. Dumneata pe cine ai? Dă-le drumul, Fabră. Rezolvă toate cererile. Ieși cu ei de aici, treci la tine, hai! Un ofițer? Ce s-a fi întâmplat? A căzut Verdunul. Nu. Nu, nu e adevărat. Dion m-a trimis. Cine? Cine a trădat? Nici o trădare, cetățene ministru. Suntem 20.000 de oameni dezarmați în fața 30.000 de prusaci și austrieci. Fabră. Fabră! Da. Fabră! Da. Cheamă Consiliul de Ministri aici. Convocat de ieri pentru azi la 12. Danton. Ce-i, Mara? Hai, Mara, vorbește, nu mă mai fierbe atât. Să recapitulăm, Danton. De la începutul campaniei, trupele noastre se retrag de pretutindeni. La Charleroi, voluntarii noștri sunt conduși la atac și în același timp trădați de propriul lor comandant la 20 august. Iar la Lafayette, comandantul armatei, trece cu tot statul major la austrieci. La 20 august, cea mai puternică cetate cade după o oră jumătate de bombardament. Un general pune trupele să strige jos națiunea și să jure din nou credință regelui. Generalul acesta nu e așa, nu numai că nu e executat, dar domnul Iez îi încredințează o nouă comandă. Mara, te poți amesteca în toate, dar nu discuta măsurile lui domnul Iez. Când crezi care să treacă și el la inamic? Nu știu, dar azi e comandantul armatelor și singura noastră nădejde. Mai bine punem comandant al armatei un simplu soldat, un meseriaș. Aș fi avut mai multă încredere în el. Am dat ordin ca în toate închisorile să se servească azi masa la ora 11 și să li se ia cuțitele la toți deținuții. La revedere, domnule.
scoate din închisoare pe Dupont. Trimite imediat pe cineva. Dantu, Ila Canon, fost profesor al meu. Scoate-l și pe el. Da. Vezi că mă repet până la adunare. Neîntârziat sunt aici. Să mă aștepte cine vine. Da. Cetățene ofițer, trește rog dincolo. Dintr-o clipă în alta trebuie să apară miniștri. Te poți odihni. Vă mulțumesc. Bună ziua, Fabr. Bună ziua. Datonul e aici? Acum nu, cetățenă Roland. A fost chemat la primărie. Va reveni însă. De-al minte era și convocat Consiliul de Miniștri aici. Domnul ministru al justiției nu are nicio calitate să convoace Consiliul de Miniștri. Pe urmă, domnul Dantin este foarte puțin politicos cu o doamnă. Încă de ieri era vorba să stăm câteva minute de vorbă. Și dacă își închipuie că voi alerga eu după dumnealui... Dar cetățeană Roland, ce idee! Dantin e numai extrem de ocupat. E ciudat că e atât de ocupat și totuși nu are timp să rezolve hârtiile ministerului. Dar doamnă... Domnule Servan, ce știre ai de la Verdun? Ce știri să am, domnule Roland? Că a căzut. Cum? A căzut? Da, doamnă Roland, a căzut. Era de prevăzut. Ce vreți să se întâmple? Avem abia 25.000 de oameni. Au în față regimente de prusaci, soldați de-ai lui Frederic și încă 40.000 de austrieci. Domnule ministru, te rog, în ședința de azi să faci un expozeu complet al stării în care se găsește armata. Dumneata, Lebrun, al situației exterioare. Ce expozeu? O frază. Suntem în război cu toți vecinii, cu toată Europa și n-avem niciun aliat. Nu-i nimic. O să discutăm situația în Consiliu. Îndată ce va veni Danton, începem ședința. De ce imediat ce vine el? Trebuia să fie aici de un sfert de oră. Sunteți toți aici. Discutați și nu aveți decât să-l puneți la curent când va veni. Ce? Fabri, ce vezi pe fereastră? Ce afară? Poporul, cetățeanul ăla. Că bine, pentru Dumnezeu, ce mai e și asta? Trebuie să sfârșească odată și cu revoluția asta. Regele e închis, atunci ce mai vor? În curând se vor liniști, dar acum... Trebuie pus capăt, este intolerabil ce se întâmplă. Trebuie să înțeleagă odată că s-a sfârșit cu revoluția. Vor să vină aici sus, un grup de sanculot. Ce vor? Nu știu, excelență, dar vin aici sus. Trăiască națiunea! Ce cu dumneavoastră? Ce căutați aici? Noi suntem popor! Dar ce căutați aici? Duceți-vă pe câmpul de luptă! Și ce vă supără? Aici lucrează Consiliul de Miniștri. Dumneavoastră n-aveți ce căuta aici. Vrem să vedem și noi cum lucrează miniștrii! Dar socoteala poporului! Miniștrii dau socoteala adunării. Și acolo sunt toți trădători! O să terminăm cu ei! Cum puteți să năvăliți așa într-o casă ca asta? Păi noi am fost până în odaia de culcare a regelui. Ce, dumneavoastră, sunteți aristocrați? Dacă sunteți, spuneți să simți și noi, nu? Simți și noi! Danton! Ce e cu voi? De ce ați venit? Păi noi suntem poporul aici. V-am întrebat de ce ați venit, nu? Ce vreți? Vrem să vedem și noi cum lucrați. Aici, în birou, la mine? Da, da. Ce vrei să vezi? Munca se vede după rezultat. Ce să vedeți? Mâine, poimine, o să veniți și acasă. Noaptea să vedeți ce lucrez, a? Râdeți, râdeți, ai. Dacă ați râde așa și pe câmpul de luptă, n-ar mai veni prusaci aici. Pe câmpul de luptă, acolo e locul vostru. Nu aici, acolo, înaintea lor. Arătați că râsul vostru e mai tare decât pasul lor de defilare. Așa e! Mergem! Mergem cu toții! Așa e! Trăiască Franța! Și acum să trecem la treabă. Nu rămân aici decât miniștri. Am de făcut o ex... Am spus nu rămân aici decât miniștri. Da. Da, am înțeles. Am de făcut o expunere. Dragul meu, Servan, mai întâi să termin ce am hotărât ieri. Trebuia să aduci niște acte.
contractul cu măcelarii din Dijon. Să vezi, Danton, nu sunt încă gata, se lucrează. Sunt cam multe formalități. Dar bine, Servan, când armatele dușmane sunt la porțile Parisului, te pierzi în formalități. Dar nu se poate tolera dezordinea, Danton. E nevoie de organizare. Roland, e o singură ordine adevărată azi. Toate privirile, toate sforțările, toate posibilitățile spre inamic. Organizare? E bine să organizăm victoria, nu fuga. Bine, o retragere nu înseamnă fuga. A evacuat Parisul. Roland, ia seama când vorbești de evacuare. Cetățeni colegi, un război nu se poate face când n-ai armată și muniții cu retrageri. Un asemenea război nu se poate face decât cu entuziasm. De-alminte, cetățeni, situația nu e atât de grea. Patria va fi salvată. Totul se mișcă, totul se zgudie, totul arde, dornic de luptă. Verdunul, contrariu primei știri, n-a căzut încă. E numai înconjurat. Garnizoana lui și-a propus să măcelărească pe cel care va vorbi de predare. Parisul va seconda această sforțare armatei. Tot poporul va fi chemat azi după amiază în câmpul lui Marte. Tunurile menite să amintească greul clipei vor bubui din oră în oră. Clopotele tuturor bisericilor vor suna. Mâine 10.000 de oameni vor pleca spre câmpul de luptă, iar alte 10.000 vor rămâne aici. Căci nenorocirea cea mare nu e numai că luptăm cu armate de 3 ori mai numeroasă, dar preoții și aristocrații rămași aici îi așteaptă pe prusaci ca pe niște liberatori. Suntem între 2 focuri, dintre care cel mai periculos nu e cel din afară. Cu atât mai mult, cu cât nu putem preciza acest pericol interior. Dar pentru a-l înlătura, e necesar. Trebuie să înspăimântăm pe trădători și pe lași. Așadar, tot poporul în câmpul lui Marte. Ascultați, Danton! Ai trimis poporul în câmpul lui Marte. Bun pretext pentru Lafayette ca să masacreze 2000 de cetățeni. Masacre după masacre, Danton! Ți s-a atras atenția, dar tu... Da, mi s-a atras atenția. De către cine? De către cine? Nu răspunzi, cetățene președinte. Mi-a atras atenția aceeași doamnă care m-a acuzat și de conspirație. Da, doamna Roland. Doamna Roland. Eram în biroul meu, lucram. Când deodată... Lăsați-mă să intru. Lăsați-mă, nu stați în cale. Dați-mă la o parte. Danton, ceea ce ai comis dezonorează pe toți aceia care au făcut greșeala să-ți întindă vreodată mâna. Fiți liniștită, doamnă Roland. Această mână nu vi se va mai întinde niciodată. Domnule ministru de justiție, vreau să-ți amintesc că în discursul de la 11 august ai declarat în fața întregii adunări, în timp ce regele și regina așteptau în lojă, că unde începe justiția, trebuie să înceteze răzbunarea populară, că îți iei răspunderea. E bine, îți cer să-ți ții cuvântul. Așadar, fii un om de onoare, domnule Danton. Onoarea mea nu poate să treacă înaintea acelei a Franței, doamnă. Cum îndrăznești să spui că Franța a dorit... Franța a dorit revoluția, doamnă. Și înțelege să o apere împotriva oricui. Revoluția asta? Cum am visat-o eu? Cum a visat-o Franța întreagă? Un veac întreg. Oribil lucru dacă aceasta este revoluția. Domnule Danton, noi am gândit un stat nou în care adevărul, dreptatea și binele, călcate în picioare de cel vechi, să înflorească libere. Nu un stat în care ministrul justiției să îndemne la asasinat. Dar ce spui dumneata este o infamie, doamnă. Continuă, te rog. Să insulte o femeie nu e decât foarte firesc pentru noua republică.
Sunt clipe când nu poți asculta orice. Și apoi, nu uitați, doamnă, că noi nu suntem în fond decât canalia. Canalia străzii. Nu ne putem schimba mijloacele chiar atunci când avem întâmplător sentimente ceva mai deosebite. Dar... Nimic, nimic, doamnă. Danto, ești o fire atât de ciudată. Foarte ciudată, desigur. Să ai o figură de monstru și să... Dar... Știu, doamnă, cunosc tot disprețul pe care vi-l inspir. Dar te înșeli. Te-am chemat la noi în casă, ai fost la masa noastră. Pentru că a fost o necesitate, doamnă. Așa cum e o doctorie cu Sila. M-ai chemat ca să mă faci să simt și mai mult câtă deosebire pui între mine și ceilalți. Veneam cu atâta suflet, cu multă dorință de a fi acolo, în casa în care prezența dumitale. Nu, doamnă, nimeni nu a înțeles atât de mult ca mine acel interior, prezența dumitale seara în sufragerie. Și în același timp nimeni n-a fost întâmpinat cu atâta bănuială. Danton, suntem obișnuiți să judecăm oamenii după faptele lor. Și recunoaște și dumneata că n-ai fost tocmai amabil nici cu mine, nici cu bărbatul meu. Și pe urmă, sunt atâtea lucruri care nu se pot explica la un om de inimă. Danton, masacrele din închisori ne dezonorează pe toți. Oh, doamnă Rola. Nu, 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 nu. Fii un om brav. Sunt lucruri a căror gravitate dumneata se pare că nu o înțelegi. Sunt greșeli pe care, dacă ai avea cine să te sfătuiască, nu le-ai comite, Danton. Dă mâna și promite-mi că, din bruma de prietenie pe care o ai pentru mine, ai să mă asculți din când în când. Nu-i așa? Și încep iar să vii la noi. Tăcerea dumitale, surâsul care ți-a apărut pe față, mă fac să cred că nu te vei lăsa prea mult așteptat. Da? Pe curând. Doamnă Roland, doamnă Roland. Un curier cu o scrisoare urgentă. Să intre. Bună ziua. De la generalul Dumuriez această scrisoare. Ce s-a întâmplat, Danton? A căzut Verdunul. Iată confirmarea, Favre. Totul e zadarnic, Danton. Joi prusacii sunt unde aici. Unde-i Camille? E dincolo. Camille! Camille! Ce-i, Danton? Camille, cum stăm cu angajații voluntari? Sunt aproape 14.000 de scrieri. 14.000? Da, dar vin mereu, sunt destui. N-avem cu ce să îmbrăcăm. Procurați totul singur din Paris. Dar de unde? Devastează! Dezbracă lumea în stradă! Mizerabilii care își permit luxul să rămână acasă când alții mor la hotare, să plătească! Nici nu discuta! Ia tot ce ai nevoie! Fală! Da. Ce-i gălăgia asta? Ori fi pierdut răbdarea deputații gironii. Ah, dă-le drumul, poftim, poftim. Da. Trebuie să ne pierdem vreme acum și cu deputații. Poftiți, intrați! Danton, ceea ce s-a petrecut azi noaptea în închisori este înspăimântător. Sunt lucruri care sub niciun cuvânt nu se pot permite. Cetățene Turio, dacă s-au petrecut ieri excese, le regretăm cu toții. Suntem hotărâți să facem tot ce e posibil. Danton, trebuie ca pe viitor să fie absolut exclus cap. Cetățeni, cetățeni, vom face tot ce e omenește posibil și chiar imposibil ca să salvăm Franța și Revoluția. Servan, vorbește. Danton, Danton, totul e pierdut. A căzut de ieri dimineață Chalon. Trupele noastre se retrag în dezordine. Toate carele cu muniții s-au întors ieri din drum. Danton, ce facem, Danton? Cum ți s-au comunicat astea, Servan? Comandantul coloanei de muniții s-a întors odată cu fugare. Tunurile fug peste câmp.
Când i-am spus lui Dumuriez să aibă grijă Parisului, el s-a băgat cu armata în adins, parcă în Ardeni. Ce facem, Danton? Răspunde, răspunde, Danton. Danton, uite unde ne-a dus lipsa dumitale de înțelegere. Nu e decât luptă. Așa e în luptă, Rolo. Acum, nici evacuarea mai măcar posibil. Rolo! Rolo, ți-a mai spus, ia seama când vorbește evacuare. S-ar putea ca lașitatea dumitale să mă scoată din sărite. Nu uita că adunarea a votat pedeapsa cu moartea pentru cine într-un oraș asediat vorbește de predare, de evacuare. Iată-l. Ce poți să faci cu omul acesta care nu se poate stăpâni? Fără amenințări nu poate face nici... Nu mai amenință? După câte știu, are în buzunar mandatul de arestare împotriva lui Roland. Ah, ce murdărie! Avea din ea ori mandatul în buzunar. Ce josnică ipocrizie! Ce-i cu voi, soldați? Trădare, Danton! Generale ne-au trădat! Jalon a fost vândut! Camarade, fi liniștit! Toți trădătorii își vor primi pedeapsa, începând cu voi! Noi? Da! Ce căutați aici? Pentru voi nu e decât un răspuns. Orice s-ar întâmpla acolo, să muriți pe loc! Dar ce vom face acum? Cetățeni, ministru de război, ai în câmpul lui Marte 6.000 de voluntari, cu care astă seară vei ocupa înălțimile din jurul Parisului. Mâine dimineață vei avea încă 7.000 și mâine seară 20.000. Vei ține socoteală că Parisul are 800.000 de locuitori, adică 120.000 de bărbați valizi. Nu e niciun pericol, cetățeni. Trei voluntari! Danton, capitan și un grup de voluntari vor să-ți vorbească. Să intre. Intrați, cetățeni. Danton! Cetățenii Parisului merg să salveze Franța. I-au trecut în adins pe sufereastra ta ca un omagiu. Și în același timp ne-au trimis pe noi să-ți spunem că și lasă nevestele și copiii în seama ta. Brav, cetățean. Poți pleca liniștit. Îmi voi face datoria. Și voi, ceilalți cetățeni, puteți pleca liniștiți. Pe toți de aici vă cunosc. Sunteți suflet din sufletul Franței. Tulburarea de acum este explicabilă. Vi s-a exagerat pericolul momentului. Totul nu e încă pierdut. Măsuri au fost luate în grabă pentru îndreptarea situației. Totul se mișcă. Am și pornit spre biruință. Clopotele pe care le auziți sunt semnalul de alarmă. Sunt șarja noastră asupra dușmanului. Ca să învingem, ca să salvăm Franța, ne trebuie îndrăsneală, mereu îndrăsneală, necontenit îndrăsneală! Danton, ești acuzat că necontenit ai conspirat? Am conspirat. Eu am conspirat. Declanșează reconstituirea dramatică a primului episod nodal al Revoluției franceze. 9 august 1792, atacul Tuileriilor, în cadrul căruia Danton dă dovadă a fi acționat
nu ca un om de stradă, ca un conspirator, după cum îl acuză girondinii, ci ca un erou al Revoluției. Atacul pe care Santerre și Westermann îl vor conduce nu va fi o simplă navală de stradă, va fi o mișcare politică. Adunarea națională va detrona pe Ludovic, care va fi... Vom dizolva Consiliul Comunal și vom numi un altul, al nostru. De vreme ce toată lumea, acum când patria e în pericol, e chemată să ia armele, e nedrept ca numai cetățenii bogați să aibă drept de vot. Și patetismul incendiar al lui Danton, dezlănțuit în împrejurările celui de-al doilea episod nodal al Revoluției, invazia prusacă, electrizează poporul chemat să înfrunte cu armele trupele lui Brunswick aflate la porțile Parisului. Clopotele pe care le auziți sunt semnalul de alarmă. Sunt șarja noastră asupra dușmanului. Ca să învingem, ca să salvăm Franța, ne trebuie îndrăsneală, mereu îndrăsneală, necontenit îndrăsneală! Partea a doua. Singur împotriva dușmanilor. Etatele președinte, continuă citirea actului de acuzare. Întocmit de canalea cinstită Saint-Just. Danton, te invit să respecti... Întocmit de canalea cinstită Saint-Just. Aduceți-l aici în îngropsul propria lui infamie. Danton, îți interzic să insulți aici pe reprezentanții națiunii, tribunalul sau poporul suveran. Ei au dreptul să-și ceară socoteală. Hai să vedem de ce mă acuză Saint-Just. Tu, Danton, ai făcut ca ducele de Orléans să fie ales deputat al Convenției. Ai refuzat evacuarea Parisului în timpul bătăliei de la Valmy ca să fii mai aproape de ducele de Orléans. Ai căutat tot timpul un compromis între Montagnards și Girondins. E o infamie! Eu să caut un compromis între Montagnards și Girondins? Auziți, Westermann, ca mii, ce infamie! Ți-aduce aminte, Westermann, de-abia te întorsesești de la Valmy. Era în biroul meu. Venisești la Paris ca să-mi dai chiar tu vestea. Am lăsat totul baltă și cu sufletul la gură am alergat la tine. Westermann! Westermann! Bătălia a durat ieri toată ziua. Am învins. Așadar, minunea s-a întâmplat. Așadar, victorioși la Valmy. Acum altceva, Danton. Am o însărcinare precisă din partea lui Dumouriez. Vrea să înceapă imediat tratative cu inamicul. Are propuneri. Asta e grav. Înseamnă că mergem cu toții la ghilotină. Nu. Spune lui Dumouriez că nu se tratează cu dușmanul atâta timp cât e pe teritoriul nostru, ca la romani. Danton, tot eu te cunosc mai bine. Știi ce răspuns i-am prevăzut lui Dumouriez? Întocmai ăsta. Pe aici cum stați? Ieri s-a întrunit convenția. Da? Și care e situația? Ca în toate adunările, e greu să vezi ceva lămurit. Pare să că majoritatea e cu girondinii, rolandiștii care sunt numeroși. Iacobini adevărat nu suntem decât 15, cel mult 20 de înși. E probabil că mai târziu or să fie lupte înverșunate. Pentru moment însă nu prea mi-e teamă. Văd că sunt aici mai toți ai noștri. Ai noștri? E un mod de a vorbi, Westermann. Tare mi-e teamă că tot răul o să ne vie de la acești ai noștri. Prefer cum au botezat-o, câmpia. 700 de oameni, cum se cade, care nu vor să audă de nicio facțiune, de niciun partid și care nu vor decât să lucreze pentru fericirea Franței.
Dacă lucrurile vor ieși totuși prost, să știi că numai din cauza partidelor a fost. Personal contez mult pe această câmpie. Cu ea vreau să punem bazele noului stat. De-al minteri, am venit cu o adevărată bombă. Adică? Westerman, de le-ai fi văzut capetele. Tu știi care a fost cel din tâi vot al convenției imediat după Constituire? Nu. Că toate proprietățile teritoriale, individuale și industriale vor fi menținute. Etern menținute, cerusem eu. Cum? Ei bine să-i fi văzut. Nu le venea să creadă urechilor. Montaniarzii! Cum ai propus tu asta? Tu, ministrul revoluționar, ministrul adus pe o ghiulea de tun, cum îți place să spui, tu, oratorul cordelierilor, părintele sanchiuloților, e într-adevăr bombă. Numai tu ești în stare de așa ceva, Danton. Am ținut cu asta să precizez un lucru, că revoluția de acum s-a sfârșit și că trebuie să procedăm la organizarea noului stat. Voi face tot ce-mi stă în putință ca să unesc toate forțele adunării, unirea tuturor. Ah, uite-l pe Fabră. Când ai venit, Westerman? Fabră! Da. Am învins ieri la Valmy. Cum? Stai liniștit. Hai să ai timp destul pe urmă să-ți dezumfli bășica de toată îngrijorarea. Acum ascultăm. Dumouriez vrea să înceapă imediat tratative și ne cere consimțământul. Asta înseamnă ghilotină. Eu i-am dat răspunsul cuvenit prin Westerman. Însă odată cu el, pleci și tu. Îi comunici lui Dumouriez aparte că din partea mea ai însărcinare să tratezi orice. Dar tu cum asta? Păstrați cel mai mare secret. Capetele noastre sunt în joc. Toată lumea știe că tu ai însărcinarea să împaci pe Dumouriez cu Kellerman. Păi ce sunt certați? Trebuie să fie. Unde sunt doi generali, ceartă nu lipsește. Vorba aia, nu știi? Două săbi într-o teacă. Nu, fără glumă. Știi că sunt foarte porniți unul împotriva altuia? Vreau să vorbim și bine, despre bine, asta. Bine. Dacă se află cumva despre tratative, se pot întâmpla două lucruri. Sau rămâneți în lagărul inamic și aici vă condamnăm la moarte în lipsă. Un desertor? Sau veniți aici. Să vi se taie capul. În orice caz, ca să nu demoralizăm poporul, eu am să dezmint orice tratative și am să vă declar eventual trădători. Atunci de ce să mai începem tratativele astea? Dumouriez le crede necesare. Trebuie să știe el ceva. De aici nu pot să-mi dau seama. La noapte luați o caretă și plecați. De săptămâna viitoare am anunțat-o. Nu mai sunt ministru. Nu luați deci angajamente precise. Vreau să dau un exemplu ambițioșilor. Dacă am câștigat Valmy, pot să nu mai fiu ministru. Camin. Dar vino repede în adunare. Se pregătește o infamie. Vino imediat. Biuzo vrea să depui o moțiune care te vizează direct. Cum asta, Camie? Știm sigur, se va cere o comisie de anchetă cu privire la masacrele din închisori, înțelegi? O, ce vor? Pentru numele lui Dumnezeu, ce vor? Și ți-e frică? Nu mi-e frică, Westerman. Dar asta înseamnă război civil. Girondinii vor război, vor moarte, război civil, Westerman. Ascultă-mă pe mine, Danton. Singura soluție e tăierea capului. Eu mă duc să mă odihnesc. Bine. Tăierea capului, Danton! Stai, Westerman, stai că merg și... Danton, trebuie să vii imediat la adunare. Nu. Cheamă aici pe oricare dintre ei să vie unul. Trebuie să le vorbesc neapărat. Du-te, Camin. Hai tu acolo! Nu! Între patru ochi. Sau în sfârșit aici, între noi. Hai, cheamă-i, Camin. Mă rog. Prostie de sticlă, prostie de humă, prostie de plumb. Îl chem pe Gade. E chiar aici, pe culoar. Te rog. Gade! Da. Danton vrea să-ți vorbească. Hai, intră. Ascultă, Gade, ce nebunie se pregătește? Ce vreți? Nu știu. Brizo va propune o comisie de anchetă cu privire la masacrele din închisori. Cum e cu putința asta? Brizotinii ăștia și-au pierdut mințile? Toți cred că o explicație e necesară. Dar o explicație înseamnă discuție și discuția asta în apostrofe, amenințări. Nu e vorba de mine, Gade, dar o discuție înseamnă să ridicați Franța împotriva Parisului. Cum nu vedeți asta? Franța împotriva Parisului! Ascultă, nu-ți spun părerea mea. E hotărârea lor a tuturor. Asta vor și ei. Spun că trebuie să se termine cu supremația Parisului. De altfel, ei au tot siguranța că tu urmărești dictatura. Zilele din august, când băteai cu pumnul în masă, nimeni nu le uită. Eu, dar mi-am dat demisia și din minister. Nu mai vreau nimic, o voi repeta în fiecare zi. Cum să vă convinc că nu am nicio ambiție? Ah, Gade, spune-le că în loc de dictatură prefer oricând un chef strașnic cu fete frumoase, ți-o jur. Da, Anton, ei n-au pic de încredere în tine, mai ales. Cum pot să priceapă atât de greu acești oameni care vorbesc atât de frumos? Gade, știu că ai oarecare trecere în partid. Te rog, vorbește-le, explică-le. Are să fie imposibil, Danton. Sunt foarte porniți împotriva ta.
Aseară la doamna Roland... Iar doamna Roland... aseară la doamna Roland, Grand Geneva a vorbit despre tine. A fost o protestare unanimă și înverșunată. Mai ales cei tineri din jurul doamnei Roland. Barbaru s-a sculat și a spus. Orice, orice, numai iertarea asasinilor și a complicilor lor nu. Război și o parte sau alta să piară. Gade, girondinii au vrut războiul. Au vrut moartea, Gade. Pleci, Gade. Gade! Oamenii sunt răi și proști ca mine. Iremediabil răi și proști. La urma urmelor, dacă vor război, să-l aibă. Pentru asta nu străpi două zile. Nici nu e vorba de asta, Camille. Război înseamnă două armate față în față. Și flecarii ăștia talentați nu înseamnă nici măcar o armată. Tu nu înțelegi, Camille, cât de nerozi sunt acești talentați oratori. În două ceasuri, Marat și Robespierre pot aduce 40.000 de oameni care să măcelărească adunarea ca pe o simplă închisoare. Ce pot ei opune nebuniei Parisului pe care îl întărâtă cu atâta imprudență? N-au nici măcar un batalion. În schimb, răii aceștia pot face altceva. Pot să zădărnicească orice operă de organizare. Hai, hai, în adunare să împiedicăm ce se mai poate împiedica. Ascultă, Danto, la urma urmelor, de ce vrei să ai de-a face cu interpușii? Caut o explicație limpede cu domnul Roland. Era adineaur la tribună. Doamna Roland a venit să supravegheze ședința. Vorbește cu ea, e cel mai bun lucru. Crezi că are să vină? Femeia asta are oroare de mine. Fac eu tot posibilul să o aduc. Domnilor girondini, domnilor girondini. Tanto! La Met! Ce cauți aici? Pe unde ai intrat? Am strigurat după ce ai ieșit ca mine. Trebuie să fii nebun la Met. Regalist proscris și să ai curaj să te prezinți chiar ministrului justiției. Asta e de neînchipuit. Tanto! Te crezi mai fără inimă decât ești. Nu dumneata ai să denunți un adversar. Am venit să-ți spun că regele are încă încredere în dumneata. Sunteți naivi ca niște prunci. Trebuie să scap familia regală. Regele e azi în mâna comunei. Cine ar îndrăzni nu să-l scape, căci asta ar fi o imposibilitate. Dar măcar să se lase bănuit de indulgență. Dumneata singur îți poți permite asta. De ce am venit la dumneata? Niciodată un om n-a fost atât de puternic în Franța. Ești dictator, ai mijloace să dispui de totul. Poporul te urmează, urmește. Nu, Lamet. E aici o situație foarte ciudată. Mijloacele care mi-ar permite să-mi păstrez popularitatea contrazic convingerile și sentimentele mele. Eu nu pot să fac ceea ce fac Marat și Robespierre. Sunt atât de răi? E Robespierre atât de canalie? Nu, dar e fanatic și prost. Pe când gironinii sunt sentimentali și proști. Și nu poți să te împaci cu ei? Nu poți să-i convingi? Sunt conduși de o femeie sentimentală și înverșunată. Cine a convins vreodată o femeie sentimentală și înverșunată? Și peste frontieră se vorbește de ea. Se zice că e un fel de regina Parisului. Că în salonul ei se decide totul. E tocmai așa. De unde e influența asta? Cum îi se supun bărbații aceia? Sunt toți îndrăgostiți de ea. Dar e o femeie aproape bătrână, 40 de ani. Dar e femeie. O femeie adevărată. La 70 de ani, dacă vrei, femeile astea sunt rare. Au ceva, un farmec, știu eu. Vezi, asta nu se explică. Eu am cunoscut-o. Mi-a displăcut însă din cauza că mi se părea prea plină de cărți. Chiar așa, Rousseau. Acum toată lumea citește cărți și iubește. Iubește și citește cărți. Ia albă la met. E destul să-i vorbești despre Rousseau,
ca să-ți ierte orice. Să știi că de altfel, dacă o să ne ducem de repă, literaturii proaste acestui prostănac o să o datorăm. Mai sunt și alții. Rea e literatura proastă la Met. Dar ea are vreo preferință? E amanta lui Buzo. Așadar, de femeia aceasta depinde soarta familiei regale. Nu, Danton. Glasul dumitale e ascultat ca un oracol elementar. Niciodată n-ai cerut ceva fără să obții. Apără-l pe rege la convenție. La Met, dacă regele e judecat, e pierdut. Un rege care ajunge la bara justiției e un rege mort. Atunci? Îți declar că voi fi printre aceia care îl vor acuza, care îl vor condamna. De ce adaugi ultimul cuvânt? Ca să fiu sincer. Atunci? Atunci nu mai e nicio scăpare, așadar. Ascultă, Ramet, du-te la Viena și fă să ne se trimită o propunere de pace în schimbul punerii în libertate a familiei regale. Dar e o soluție. Atunci pleacă, haide, pleacă. E o soluție. Era să uit. Danton, vreau să te rog ceva. Știu că îți place foarte mult Shakespeare. Ți-am adus Hamletul. Volumul meu dăruit și însemnat de tata. E un obiect fără valoare, dar prețuit în familia noastră. Primește-l. Îl primesc, Clamet, dar află că nu mai am timp de citit. Mi-am adus și eu din Anglia anul trecut tot teatrul lui Shakespeare și Marlowe. Ne-am trimis la țară, la Arsis. În orice caz, îți mulțumesc. Haide, ieși pe aici. Pe din dos, pe eu aduși. To sleep, perhaps to dream. Să dormi. Sau să visezi. Poate. Știai prea bine, Danton, că nu-mi face nicio plăcere să stau de vorbă cu dumneata. Doamna Roland, nu este vorba despre mine, ci despre Revoluție. Dumneata nu mai ai dreptul să vorbești în numele Revoluției. Da, dumneata nu. Din greșeală ți-am lăsat o bucată de vreme și ai făcut-o după chipul și asemănarea dumitale. Doamna, trebuie să înțelegeți. Ce să înțeleg? Ce ar putea să justifice fapta dumitale odioasă, fără pereche în istorie? Ce să înțeleg decât că timp de 5 zile și 5 nopți oameni dezarmați au fost măcelăriți? Era vorba de Franța. Știu, în numele Franței. Instinctele dumneavoastră sanghine nu se puteau manifesta decât în numele Franței. Să ai pe buze cuvântul sfânt, iar în ochi priviri însetate de sânge și în mână pumnalul asasin. Doamna. Da. E bine, trebuia să ți se spună toate astea. Orice s-ar întâmpla, trebuie să se știe că în vremea aceea, când deputații țării nu mai puteau dormi acasă de frica unei bande de asasini, a fost o voce care a strigat în fața adevărul chiar aceluia care pune la cale totul. Știu cât risc. Doamnă, dacă îndrăziți să-mi spuneți lucrurile acestea așa cum mi le spuneți, este pentru că, în fond, ceva sigur în dumneavoastră vă spune că orice mi-ați arunca acum în față, nu riscați nimic. Că încă dacă într-adevăr aș putea dispune de viața și moartea oamenilor, dacă dintr-un capriciu de tiran numai aș putea trimite oamenii la moarte, dumneata, orice ai face, n-ai risca nimic. Ce vrei? Să repeți scena de acum 3 săptămâni? Ah, ce ieftină și retenie! Ce murdară ipocrizie! Nu pricep. În clipa când încercai să mă înduioșezi, când aveai aerul că nu cauți decât drumul spre sufletul meu, căutai un loc în care să-mi fici pumnalul. În ziua când mi-ai vorbit de sentimentele dumitale, aveai în buzunar mandatul de arestare a lui Roland. Da, am aflat. Ce vulgară și retenie! Jocul dumitale nu mai prinde, Danton. Doamnă, e adevărat că de la comună mi s-a adus mandatul de arestare, dar l-am rupt. Când te-ai convins că n-ai să-ți poți pune planul în aplicare? Sau cine știe dacă și atunci? Poate că îl păstrezi. L-am rupt îndată,
Și pot să spun că atunci când vorbeam, nu l-aveam în buzunar. Îmi cer prea mult când îmi pretind să te cred. Nu, Danton. Niciun fel de înțelegere nu mai e posibilă între noi. Asta ar presupune încredere. Doamnă, vreau acum o convorbire politică. Nici politică, nici nepolitică. În niciun fel. Cu dumneata nu se poate vorbi. Ne cer prea mult. Nu putem deveni complici dumitale. Doamnă... Preferăm ura dumitale. Ura mea n-a murit niciodată. Din temperament, nu din virtute. Iar prostia te poate necăji, te poate exaspera, te poate abate, dar nu poate provoca ura. Și totuși n-aș putea spune, doamnă, că pe dumneata nu te urăsc. Danton, uiți! Dumneata trebuia să fii altfel. Trebuie să fie o deosebire între dumneata și toți proștii aceia frumoși și răi. Ești femeie. Viața e urâtă. Oamenii sunt neînțelegători și nedrepți. Împrejurările te-au dus în luptele politice, adică acolo unde oamenii sunt mai nedrepți, mai pătimași, mai neînțelegători. Eram mic la școală. Era între noi o singură fetiță și mi-aduc aminte, aș fi preferat să mor decât să aibă ea o părere proastă despre mine. Dacă tot ceea ce dorim frumos și drept în viață nu e așa ca să fie înțeles de femei, atunci de ce e? Doamna Roland, ești o amară deziluzie pentru mine și o răscruce în înțelegerea mea despre femei. Se zice, Beugnot a zis-o, mi se pare, că dumneata o judeci cu inima. Am avut încredere în judecata inimii. Unde vrei să ajungi? Am avut încredere în judecata inimii. Acum înțeleg că dacă nenorocirea se va abate asupra acestui popor, asupra acestei țări, e din pricină că rațiunea a întâlnit în calea ei o inimă. De unde știi dumneata ce e o inimă? Cât de curând, doamnă, voi pleca. Mă voi face cum voi putea mai folositor pe lângă armată. Am impresia că dumneata și cei din jurul dumitale veți în mine o țintă care îi irită. Părăsesc ministerul și mă duc. Dacă plecarea mea va alunga norii care ne amenință, cu atât mai bine. Ea se împacă și cu dezgustul meu. Vă cer însă un lucru. Un singur lucru. Pe mine personal mă puteți ataca oricât, dar nu împingeți imprudența până la o luptă cu populația Parisului. Nu mai cereți socoteală pentru greșeli pe care nu le-a dorit nimeni și care de alminteri erau inevitabile. Niciodată un tron nu s-a prăbușit fără să nu zdrobească și câțiva nevinovați cu țândările lui. Lăsați septembrie în pace, e una cu Valmy. Părăsiți și ideea nefericită de a împărți Franța în cantoane ca să contrabalansați Parisul. Danton, nu observi că ai început să dai sfaturi? Atunci nu mai am nimic de adăugat. Poți pleca liniștit, nu avea grijă Franței. Soarta ei e în mâini bune. Danton! Franța îți cere socoteală pentru jaful săvârșit în Belgia. Jaf care a înstrăinat simpatiile populației pentru Franța. Repet, sunt fatalități ale revoluției. Trimisesem acolo o armată neechipată. Fatalități ale revoluției. Și eu, când eram în Belgia, am fost atacat pe la spate de voi și jefuit. Nu de livre. Am rămas fără Gabriel. Am părăsit Belgia numai decât. Am alergat ca un nebun. Era un sfârșit de iarnă ploios. Am ajuns la cimitir după ce o înmormântase. Mizerabil Brissotin. Trebuie ghilotinați toți, Danton. Cheia omorât-o. Calomniile lor mizerabile. Tu nu știi de când ai plecat ce-a fost. Taci, Mara, taci. Lasă, Lucy, să afle tot. Gorsa îți ocose o caricatură, Danton, în care era înfățișat ca un măcelar furibund care spinte cu oamenii. Și de desubt scria: Justiția în septembrie.
Îi trimiteau Gabriele astea. În fiecare zi primea teancuri de gazete și scrisori de amenințare. Prin calomniile lor nemernice au provocat moartea Gabrielei. Taci. Lucile, de ce nu m-ați anunțat la timp? Cum de n-ați avut grijă? Asta a venit de ne-a surprins și pe noi. Acum 10 zile seara, nu părea mai rău decât de obicei. Pe urmă, starea în care se găsea, după miezul nopții noi eram lângă ea. A început să geamă. A doua zi dimineață a chemat la patul ei pe lui Jeli și i-a dat în brațe copiii, rugându-o să le fie mamă. Atunci am expediat noi primul curier. Dar până la Bruxelles, peste o oră a murit. Am ținut-o 3 zile. Credeam că printr-o întâmplare ai să vii. Unde este mormântul, gropare? Al 8-lea de la alie. Uite, chiar aici. Mai e un mormânt. Ăsta e alături, acoperit de coroane de ieri. Ia-i aici. Nu e cu putință. Gabriel. Gabriel, sunt eu, Danton. Vă rog să mă lăsați singur. Haide, Lucie. Bine, Mar. Gabriel. Gabriel, trebuie să-mi vorbești. Sunt între noi lucruri nelămurite. Nu sunt asasin, Gabriel. Tu știai, dar inima ta blândă n-a putut suporta ce suportă umerii mei de piatră. Gabriel, infamia lor ți-a îmbolnăvit sufletul de mamă. Gabriel, Gabriel. Am înțeles Franța întreagă și n-am înțeles femeia cu care în fiecare seară dormeam. Mama copiilor mei. Aceea pentru care eram rostul vieții. Gabriel, tu mă credeai frumos. Iartă-mă! Cum? E într-adevăr aici, jos, dedesubt? Ia-i aici? Stă de 7 zile aici, dedesubt, femeia mea? S-o dezgroape! Gropare de zgroapă! Danton, ce vrei să faci? Lucile, Lucile, trebuie să văd. Nu mă pot despărți 3 palme de pământ pentru totdeauna. O ultimă dată! Trebuie să o văd ultima dată! Hai de gropare! Totdeauna e prea mult! Dulaul pământului să-și țină portul! A fost o zi bună și caldă! Hai de gropare! Lumina străpate până dincolo! Gabriel! Danton! Danton, nu e voie, Danton! Nu e voie să-mi văd nevasta! Când e aici, de desubt, lasă-mă, mărat! Gabriel! N-avea grijă, Danton, n-avea grijă, Girondine, o să plătească! O să plătească! La ce s-a redus, Danton, duelul tău cu Girondini? Niciodată nu te-ai pronunțat hotărât împotriva lui Janson, Gade și Brissot. La 10 martie 1793, în sala convenției, făceai complimente lui Brissot. Aveți mult spirit, dar aveți și pretențiuni.
Așa, cu spirite tratai pe dușmanii patriei. Cu spirite? Nu, cu lovituri de măciucă. Fiecare cuvânt era o lovitură de măciucă. Parcă îi văd în tribune pe Girondin și pe Montagnard spumegând de furie. Apostrofările lor m-au îndrăgit și mai mult. Cetățeni! Cetățeni! Cetățeni, acum când generalul Miranda e bătut și când Dumuriez a amenințat să fie învăluit de trupele dușmane, nu avem timp să cercetăm cauzele dezastrului. Trimiteți imediat comisari în toate părțile să plece astă seară, astă noapte chiar, să spună celor bogați: poporul nu are decât sânge, îl dă cu prisosință. Haide, mizerabil, dați bogățiile voastre! Pe voi, Girondin și Montagnard, care mă obosiți cu argumentele și certurile voastre, în loc să vă ocupați de mântuirea Republicii, eu vă resping ca pe niște trădători! Ce mă interesează reputația mea? Să fie numele meu terfelit, numai Franța să fie liberă! Ce-mi pasă că mi se spune că mă adăp cu sânge când fac asta pentru libertate? Cetățeni, puneți Franța în mișcare și vom merge glorioși pe vremea care vine! Îndeplinit aceste mari destine, fără dezbateri, fără certuri, și patria e salvată! De două zile niciunul dintre ai noștri, dintre Girondini, nu mai poate dormi acasă! Cum așa, Gade? Suntem căutați de bandele asasine conduse de Mara. Poporul a așteptat destul! Dacă nu-i faceți dreptate, și-o faceți singur! Mara este nerușinat! Cetățeni, miselul acesta care îndeamnă poporul asasinat trebuie trimis înaintea tribunalului! Tribunalul! Tribunalul pentru tine, Gade! Cetățeni, v-ați întrebat oare unde o să ajungem dacă vom continua așa? La crimă! Ne vom ucide între noi! Așa e! Are dreptate! Dacă s-ar împăca, dacă s-ar împăca partidele între ele... Ai dreptate! Ai dreptate, Gara! Trebuie ca unitatea Republicii să se restabilească chiar peste capetele noastre! Bravo! 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 Cetățeni! Cetățeni! Propun deci ca un număr egal de fruntași dintre ei girondinilor și dintre ei noștri să se exileze din adunare. Să lăsăm altă generație în loc. O generație care nu are în sânul ei certuri fără sfârșit. Eu cel din tâi mă ofer prizonier, zăloc la Bordeaux, acasă la Girondini, chiar dacă mi-ar fi viața în pericol. Girondinii primesc? Robespierre! Auzi, totul e salvat, nu-i așa? Logica mea nu-mi permite să abdic. Nu de la putere, căci nu am niciuna, ci de la mandatul pe care mi l-a încredințat poporul. Nu e vorba de mine, ci de ideile mele, la care nu pot renunța ca la o haină. N-am dreptul să renunț la ele. Mai curând îmi ofer capul. Logică, mereu logică, necontenit logică. Și în timpul acesta patria se prăbușește. Ia uite, colegii noștri entuziasmați pleacă. Numai în aplauze sunt harnici. Nu merge așa. Somez toți bunii cetățeni să nu-și părăsească posturile. În clipa când Miranda este amenințat să fie învăluit, vă puteți despărți fără să luați măsurile cerute de mântuirea publică. Trebuie să hotărâți imediat cea mai urgentă măsură. Tribunalul revoluționar! Nimic nu e mai greu de definit decât o crimă politică. Dar cel puțin trebuie să înspăimântăm chiar exagerând pe rebeli și pe vinovați. E un procedeu patetic. Istoria atestă acest adevăr. Septembrie! Septembrie! Ei bine! Dacă acest tribunal ar fi existat în septembrie, masacrele pe care nicio putere din lume nu le-ar fi putut opri n-ar mai fi avut loc. Situația e aproape aceeași ca în septembrie. Să fim teribili ca să scutim poporul de-a fi. Danton, acest tribunal este o monstruozitate. Unde e garanția legalității, Danton? Răspunde, Danton! Răspunde! În conștiința juraților! Asta e moarte! Moarte, moarte sigură! Ce vreți, Giro?
girondinilor! Sunt lucruri inevitabile. Dacă în timp de pace se zice că e mai bine să scape 10 vinovați decât să se condamne un nevinovat, când patria e în primejdie, e mai bine să condamnăm un nevinovat decât să scape cel periculos. De altfel, tribunalul nu trebuie să pronunțe decât pedeapsa cu moartea sau achitarea. Cer, deci, adunării să aprobe imediat propunerea următoarelor proiecte de lege. 1. Crearea unui tribunal extraordinar. 2. Instituirea unui impozit progresiv pe venit. 3. Iar peste 20 de zile, Danton, tot în sala convenției, când Gadet te-a acuzat că nu ai aplicat decretul de arestare al generalului Dumouriez, când cel la Girondin la Surs te-a acuzat de complicitate la trădarea lui Dumouriez, când toți girondinii au cerut în arestul! Și acum îmi mai sună în urechi acuzațiile lor infame. Se deslănțuiseră ca niște hiene. Ce nu l-a arestat pe Dumouriez? Cel mai întreb Gade, pentru că a fost complice, e limpede! Așa e, la Surs! Cetățeni, tăcere! Să-l ascultăm pe cetățeanul la Surs! Cetățeni, acum se explică toată purtarea lui Danton. Ne aflăm fără îndoială în fața unui teribil complot pentru restabilirea regalității, iar Dumouriez era în fruntea acestui plan. La ghilotină cu Dumouriez! La ghilotină! Ca să poată izbândi conspirația urzită de Dumouriez, trebuia câștigată încrederea populară. Trebuiau ținute cele două extremități ale firului, aci și la armată. Mai întâi, vă amintiți cu câtă insistență Danton a cerut de la început să meargă în Belgia la cartierul generalului? Timp de mai bine de 3 luni el stă numai în apropierea generalului și nu observă nimic. Mai mult, la un moment dat, când Danton părăsește Belgia, o face fără să-și dea demisia, ca să nu poată fi înlocuit. Una dintre condițiile de reușită ale conspirației era ca adunarea națională să fie compromisă în ochii poporului. Danton apare deci la tribună și de acolo reproșează adunării că e sub datoria ei. Asta-i culmea, să reproșeze adunării. Anunță o nouă insurecție pe care o și pregătește. Explică-te, Danton, de asta ești la tribună. Da, da. Ești nerăbdător, Gade. Sunt acuzat că n-am aplicat decretul de arestare al lui Dumouriez. Dar a existat acest decret? Nu a existat! De ce a spus scrisoarea? Da, asta e adevărat. Pentru că în momentul acela armata era în retragere. Nu poți aresta pe comandantul unei armate în retragere fără să nu distrugi armata. Dar am cerut să se ia măsuri ca totul să devie public după terminarea retragerii. Mă acuzați că sunt complicele lui Dumouriez? Dar eu nu am căutat în el decât pe generalul de geniu care să salveze patria, pe când voi ați căutat un aliat. Ați căutat să-l atâțați împotriva mea, să-l faceți instrumentul ambițiilor voastre. Eu nu vedeam în el decât pe comandantul armatei, iar în interior toate măsurile luate de mine contraziceau dorințele lui. Cine a creat corpurile de voluntari? Tribunalul revoluționar? Eu. Cine s-a opus societăților populare? Tribunalul revoluționar? Girondini și Dumouriez. Am căutat până la capăt să separ pe general de omul politic. Și dacă am ajuns unde am ajuns, e pentru că guvernarea voastră a dezorganizat armata. Bravo! Bravo!
Noi, trădători! Noi am vrut să împărțim Franța în departamente sau voi, girondinilor? Miserabili federaliști! Liniștește-te, Mara. Vă vă uitați necontenit, girondinilor, de amenințarea noastră, dar victimele sunt totdeauna din rândurile noastre, ale iacobinilor, când niciunul dintre voi n-a fost atins. Să veneți ieși burdonovul străpuși cu cumnalul de voi! Ei bine, vreți un cuvânt care să lămurească totul? Da! Ei bine, cred că între cei care au creat revoluția și cei care o calomniază, nicio înțelegere nu mai e cu putință. Eu sunt obișnuit cu calomnia. Am ridicat poporul la începutul revoluției și am fost calomniat de aristocrați. Am făcut 10 august și am fost calomniat de moderați. Am împins Franța la frontieră și pe Dumuriez la victorie și am fost calomniat de falși patrioți. Acum, predicile mizerabile ale bătrânului Jiret Roland ridică textul unor noi acuzații. De-al mintel, în delirul lui, nu vede decât dușmani. El visează împreună cu amicii lui distrugerea Parisului. Ei bine, când Parisul va pieri, va pieri și Republica! Montagnarzi! Montagnarzi! Strângeți-vă rândurile! Chemați poporul ca să zdrobească pe inamicul comun dinăuntru! Copleșiți prin vigoarea caracterului vostru impetos pe toți scelerații, toți aristocrații, toți moderații, pe toți cei care v-au calomniat în departamente! Nici armistițiu, nici compoziție cu el! Au dorit războiul! Salaiba! Iar peste o lună, la 2 iunie, tot în sala convenției asediată de popor, adus aminte, Danton, priveai cu oroare la mulțimea care cera arestarea girondinilor, arestarea federaliștilor. Da. Pentru că între toate mințile înfierbântate eram singura minte lucidă. Se rupsese zăgazul și puhoiul se revărsă. Cetățeni, trebuie să știți că adunarea e înconjurată și de aceea nimeni nu va ieși până când nu veți preda pe cei 22 de conspiratori. Deci, încă o dată, niciun deputat nu va părăsi adunarea până nu se va vota arestarea federaliștilor. Franța e una și indivizibilă! Este limpede că nicio altă ieșire nu mai este posibilă din această situație. Vă propun, deci, ca imediat să se satisfacă cererea poporului! Mara, citește lista conspiratorilor! Citește lista, Mara! Citește, Mara! Citește, Mara! Pentru motive pe care le vom expune ulterior, se declară arestați ca vinovați de conspirație împotriva unității Republicii următorii 22 de deputați: Brissot, Gade, Vergniaud, Roland, Lasource, Buzot, Barbaroux, Lové, Fétion, Birotteau. Ai vrut mai târziu, Danton, să-i scap de moarte pe girondin. Ei da, cetățeni, a vrut să-i scape de moarte. Cetățene președinte, continuă citirea actului de acuzare. Da, da, dă-i ascultare lui Fouquier.
Acuzat Danton, te invit să respecti tribunalul revoluționar. Fuchie, n-ai să mă înveți tu pe mine ce înseamnă tribunalul revoluționar. Eu l-am înființat. Tocmai pentru că îi cunoști principiile, ar trebui să îi le respecti. Fuchie, tribunalul e un cuțit, iar un cuțit e același și în mâna unui doctor și în mâna unui ucigaș. Cetățene președinte, am spus continuă. În ceea ce privește orgiile pe care le făceai, Danton, martor e întreg poporul francez. Ei bine, oricând riscați să găsiți printre rufele mele un corset de femeie. De altfel, vorbiți mereu de orgiile mele. N-am tăgăduit niciodată că mi-au plăcut bucuriile vieții. De oameni mi-a fost silă uneori, dar viața mi-a plăcut. Mă refugeam noaptea târziu la Palais Égalité. Dacă te mai prind pe aici, panii, te-a zvârl pe fereastră. Aici nu e comitet, nu e nimic. Nu mai vreau să știu de nimic. Nici de republică, nici de partide, nici de nimic. Când încep să vorbească femeile, cealaltă preoție politică e de prisos. Danton, toate aceste rapoarte trebuiesc neapărat semnate. Dacă de aici, panii, nu pângări acest refugiu de vin și de femei cu amintirea timpului pierdut cu politica. Du-te, panii, mâine dimineață... Ce-i șoptește, rog? Să plece, că mâine dimineața ai să resemnezi. Nu vreau să știu de nimic. Nici acum, nici mâine dimineață. Uriașul are dreptate. Ce caută aici? Palais Égalité e republica noastră. Ce caută comitetul? Bravo, Polin. Tu ai mai multă minte decât tot girondinii la un loc. Nu-i așa, uriașule? Că am dreptate. Negreșit. Șoldurile tale sunt în orice caz mai solid așezate decât republica noastră. Ce vă mirați atâta? Asta la ușă. A venit odată cu banii. Camille, părăsește acest loc. Nu, Robespierre. Bine? Părea îndurerat. E ce vreți? Are principiile lui? Nu-i așa, Danton? Ero, principiile lui... Să sfârșim cu politica. Mă duc să arunc 10.000 de livre la bacara. Mergem și noi cu tine, ero! Excelentă idee! Când ai un obraz ca ăsta slut, femeile... Ce-i, Danto? Te supără că au plecat? Eu, Camille... Nu pot trăi fără femeie. De ce nu te însori? De ce nu îndeplinești dorința Gabrielei? Cu Louise. Louise. Cu Louise Jelly. Louise e un copil. Are 17 ani. Gabriel singur în clipa morții. Gabriel, care te cunoștea, a spus tuturor dorința asta ei. A Louise e un copil ca mie. Mă gândesc la ea așa cum te gândești la o floare pe ram. Louise, nevastă. Și familia ei ar vrea. Am reface grupul nostru. Mă gândesc numai și îmi pare că din suflet îmi crește un nufăr. Louise. Luxul în care trăiai, Danton, orgiile pe care le făceai sunt cunoscute de toată lumea. Repet, mi-a plăcut viața. Uite de la mine. Natura m-a zămistit cu dărnicie. Mi-a dat forme atletice și dorințe aprige. Ca să dobor poarta robiei, îți trebuie umeri ca ai mei. Ca să aduni și să trimiți la luptă o țară întreagă, îți trebuie o voce ca a mea. Că am nevoie arzătoare și pofte largi, cred.
Stejarii puternici au rădăcini aprig înfipte în pământ, dar ajung mai sus, mai liber spre soare. Nu sunt bolnav de ficat! Am sărit pomi și am făcut copii. Ce, îmi dați drept pildă pe Robespierre? Eu n-am moștenit de la tata neputința. Numai cine are curajul să strângă în braț o femeie, are curajul să atace un dușman în față. Încă o dată nu ataca pe reprezentanții poporului. Reprezentanții poporului, nu. Aceia nu-l reprezintă. Poporul iubește viața, iubește cântecul și jocul. Poporul face copii. Degeaba sunt. Poporul îi place să petreacă, să râdă. Și mie mi-a plăcut să petrec, să râd. E, acel noiembrie 1793, acasă la mine, la Arcis-sur-Lob. Ce-i asta? Au și sosit? Luiz! Luiz, vină în balcon! Ia uite, uite pe Lucille și Camille de Moulin. Ce fabră pe veste! Ha, ha, uite pe Filippo, ce de oaspeți, Luiz. Va trebui să pregătești toate camerele. Nu ne așteptai, Danton. A, pe tine, Camille și Lucille, da, dar... Lasă-mă să te râd, Danton. Și pe tine. A, dar nu știam că mică vine toată ceata. Ei, Filippo, iată-te și la Arcis. Dar știi că e minunat aici? E minunat. Și satul e foarte frumos. Nicăieri nu e toamna atât de frumoasă ca în Champagne. E, fabră, ce tot scotocești? E, mie gâdlejul ca muscat. Iscodești și eu de... Ce ai zice de niște barsan? Așa. Și vreun păstră va fumat. Am auzit că la Arcis... E, da, la Arcis ca nicăieri. Luiz, Lucille, ia pregătiți voi dincolo ceva, o gustare. Da, bună idee. Și vreo câteva sticle de barsan. Dar tu, Westerman, ce stai posomorât și nu scoți o vorbă? Trebuie să mergi la Paris, Danton. De asta ați venit toți. Ha, spune, Camille. Trebuie să vii. Tu nu știi ce e acolo? Se urzește împotriva ta. Robespierre a devenit de 6 luni de când ai părăsit Parisul tiranul comitetelor. Ce au cu mine? De ce nu mă lasă în pace? Nu vreau să aud de nimic. Aici sunt mulțumit între apă și piatră. Să rămân îngropat la Arcis. În trecut, vocea mea a fost megafonul convingerilor mele. Azi nu vreau să fie megafonul prostiei tuturor. Oricui e permis să stea deoparte? Lui Danton să nu. Nu, lăsați-mă în pace. Nu mai vreau nimic. Nu mai sunt Danton, mă cheamă Lupulop. Danton, e o luptă în toată regula, pornită contra noastră. Toți prietenii tăi sunt urmăriți de haita lui Robespierre. Eber în gazeta lui ne atacă să-l bate, când înțelege? Lasă-i să-și facă de cap ca mie. O să mă atace, dar în cele din urmă n-au să îndrăznesc. Tribunalul revoluționar? Fabre. Danton în fața tribunalului revoluționar? Dar cum o să îndrăznească? Îndrăzneală, înțelege, necontenit îndrăzneală. Te înșel, Danton, dacă ți închipui că infamia lor se poate opri. N-au nimic sfântă, orbit și poporul. Da, e silă de ei. Nu să îndrăznească. Danton, trebuie să mergi. De altfel, eu cred că ai să mergi. Dar nu vreți să pricepeți că mi-e silă de tot? Dar haita lui Robespierre face să curgă râuri de sânge pentru ca să poată domni ea prin teroare. Ei, teroare. E un mod de a vorbi, Camille. Teroare, ăsta e cuvântul anunțat oficial. Cum nu știi? Robespierre de părere că oamenii nu știu decât de frică. Că trebuie legi draconice și execuții exemplare. Au hotărât oficial teroare. Ideile sunt ale mele, Westerman. Dar aveau un sens. Eram în plină luptă cu dușmanul în țară. Dar azi suntem victorioși la toate hotarele. Azi nu mai e niciun fel de opoziție. Atunci nu e decât un singur lucru cinstit. Să mergi să iei armele, propriile tale arme, din mâinile asasinilor. Fabre are dreptate. Tu, Danton, le-ai făurit aceste arme ca să ucidă acum ei cu ele? Vezi tu, Westerman, Camille, tu ce crezi? De la 1 octombrie, Danton, teroarea e legală. Mii de oameni au fost aruncați în închisori. Fouquier trimite la ghilotină în fiecare zi convoi întregi. După amiază, când am plecat noi, duceau la eșafot pe nevasta lui Roland. Doamna Roland? A executat Robespierre pe doamna Roland? Da, și zeci și zeci de nevinovați. Robespierre a un nebunit. Da, cred că a un nebunit. Hai la Paris, Danton. Nu, Filippo, trebuie mai întâi făcut un plan de luptă. Ce plan, Fabre? Ce plan? Nu se poate. Cerem ca în locul teroare să se constituie un comite de clemență. Da, da, perfect, sigur, perfect. Da. Camille, scoatem gazeta. Scoatem gazeta? Îmi reiau condeiul, Danton? Da,
Dar botează-o vechiul cordelier, să se știe, bine, să afle stârpiturile astea că noi suntem aceiași. Așa. Ai înțeles, Camille? Vechiul cordelier. Haidem la Paris. Danton, ești acuzat că într-o gazetă infamă, vechiul cordelier, ai calomniat Republica. Ai batjocorit în acea gazetă măsurile de apărare ale statului. Ai insultat pe reprezentanții poporului. Adică i-am atacat cu toată violența indignării pe fanaticii terorii. L-am atacat pe Robespierre. Acuzat, Danton, ai susținut în aceeași gazetă infamă cererea lui Camille de Moulin de a se institui un comitet de clemență. Ai susținut-o chiar și în fața lui Robespierre. Da, în fața celui care a călcat în picioare sentimentele de pietate ale poporului și a gonit din catedrală cultul ființei supreme, introducând cultul brutal al rațiunii. A ce folos! Ce folos! Mi-aduc aminte de întâlnirea mea cu Robespierre. Eram cu Camille într-un parc din Paris. Lui i s-a adresat întâi Robespierre. Te anunț, Camille, că dacă mai scoți un număr din vechiul cordelier... Ce? Te supără, Robespierre, succesul foii, eh? Niciodată o gazetă nu s-a vândut atât. Asta dovedește numai ce mare e numărul celor care au nevoie de un... Ne dai voie să luăm loc, Danton? Da, te rog. Da. Știi, Danton, tocmai îi spuneam lui Camille că succesul vechiului cordelier dovedește numai ce mare e numărul celor care au nevoie de un comitet de clemență. Robespierre, eu nu te mai înțeleg. Asta am remarcat-o de mult. Robespierre, revoluția e sfârșită. Dușmanul e dincolo de toate frontierele. Ce rost mai are amenințarea asta a morții? Ce rost atmosfera asta de panică? Mm-hmm. Ce înțelegi prin revoluție sfârșită? Și ce înseamnă că dușmanul e dincolo de frontieră? Dacă ești în război aici sau dincolo, nu-i tot una? Ascultă, Robespierre. Cruzimea pentru apărarea patriei este necesar atunci când avem în țară un partid contrarevoluționar. Un partid regalist, vreau să zic, un partid care putea nu numai trăda, dar și ataca din spate. Dar azi, nobilii care au rămas au fost măcelăriți mai toți. Ai dus la eșafot chiar și pe girondini. Lasă lumea să răsufle, Robespierre. Apăsarea asta cumplită a morții paralizează totul. Lumea nebunită nu știe ce să mai facă. Nu sunt neliniștiți decât cei care... nu au conștiința curată. A ta nu-ți spune nimic? Conștiința mea singură mă ține în picioare în împrejurările grele de azi. Parisul e plin de mame și soții disperate și conștiința ta e limpede? Robespierre, ai o conștiință de sticlă. Omul care a patronat septembrie îmi spune asta? Septembrie a fost o nenorocire, un naufragiu. Septembrie a fost când se aștepta din clipă în clipă intrarea prusacilor în Paris. Acum se asasinează încet și cu premeditare. Nimeni nu a fost executat până nu a fost mai întâi judecat. Glumești, Robespierre. Vorbești de judecată? Dar judecata ta condamna tot atâți nevinovați cât și vinovați. Cine ți-a spus că a pierit vreun nevinovat? Lasă-ne singur, Camille. O clipă, Robespierre. O clipă. N-am terminat. Puțin îmi pasă că rămâi așa înțepenit. E o mască. În fond, ești un om. Un om cu care se poate vorbi. Hotărârea ta de a trimite în sfârșit haita lui Herbert la ghilotină... Hotărârea n-a fost luată în sfârșit. Mi s-a raportat că te crezi prietenul și biciul comitetului. Ai organizat ieri o masă ca să-ți sărbătorești triumful de ieri din convenție, când te-a îmbrățișat președintele și adunarea te-a aclamat în picioare. Ți s-au raportat năzdrăvăniile de la masă, Robespierre. Nu lua în seamă vorbe de chef. Ar fi mai simplu să nu faci chefuri într-o vreme când țara sângerează și când trebuie să dominăm pe trădători și corupți prin teroare. Robespierre, încă o dată îți spun... Măsurile acestea teribile erau bune când patria era în pericol și când revoluția era amenințată.
Astăzi una e biruitoare pe toate câmpurile de luptă, alta domină nediscutat înăuntru. Cu alte cuvinte, și-a îndeplinit menirea. Adică? Au devenit cumva oamenii mai buni? Sunt pe lume mai puțin săraci? Au mai multă omenie cei bogați? Se înșală mai puțin? Drepturile omului au fost punctul de plecare al revoluției. Și tu nu le respecti. Libertatea de opinie a fost o clauză importantă. Și tu o calci în picioare. Respectarea voinței poporului era dogma revoluției. Și tu nu vrei să știi de ea. Proclamarea unei constituții era punctul cardinal al revoluției. Și tu îi suspensi aplicarea. Ia seama, Robespierre. Da. Ai dreptate, Danton. Dar acest program fusese realizat chiar sub rege, de către Partidul Constituțional al lui Barnav. De ce ai mai cerut un supliment de revoluție? Pentru că aceia nu erau sinceri în hotărârea de a aplica legile. Îi cunosc pe toți și mi-e silă de ei. Sunt virtuoși numai atunci când țiu deasupra capului lor cuțitul îngrozitor al ghilotinei. Ei bine, principiul unui stat este virtutea, iar până la realizarea ei, teroarea. A. Bine. O revoluție nu e consolidată până când nu e garantată prin sinceritatea oamenilor. Și garanția de sinceritate e virtutea. Dar deocamdată, virtutea nu poate domni decât prin teroare. Oamenii sunt răi, mincinoși și lacomi. Nu respectă nimic și nu se gândesc decât să-și cultive propriile lor vicii. Chiar dacă ar fi să fie după ei potopul. Și după ce ai să cunoști tu oamenii virtuoși? Care anume sunt virtuoși? Cred că nu cei care petrec în orgii la Palais Égalité. Robespierre! Dar cei care au vicii ascunse, cei care sapă în întuneric, dar intriganții cu aer de abate, dar cei care toarnă încet pe nesimțite surzând o travă infamiei lor, dar cei care clocesc tăcut ambiții criminale, pe ăștia cum îi cunoști, Robespierre? Ascultă-mă pe mine. Lasă viața să curgă mai departe. Ea singură e mare și bună și dreaptă. Lasă, Robespierre, omenirea să iubească, să cânte, să se bucure. Niciodată n-o să vie virtutea ta. Mai întâi că nici nu știm ce e anume aceea virtute. De ce crezi tu că un om e mai bun numai pentru că, suferind de stomac, nu poate mânca? Pofte și vicii. Tu ai o inteligență ciudată, Robespierre, dar nu știu cum, e prea geometrică. A mai fost în antichitate un om cu inteligență geometrică. Era un uriaș. Avea un pat și prindea pe trecător pe care îi măsura cu patul lui. Pe cei mai scurți decât patul îi întindea până la măsură. Pe cei mai lungi îi scurta de picioare. Robespierre, nu măsura poporul francez cu patul ideilor tale. Nu e destul ca să ai o noapte de insomnie și să faci un plan pentru fericirea societății. Tu tragi linii ca un inginer. Dacă nu ți se pare că ai tras destule, mai chem și pe Saint-Just. Dar viața nu merge în cămașa de forță a socotelilor voastre. Și totuși pentru cei nebuni și răi, cămașa de forță e necesară. Oh, Maximilien, numai morții sunt cuminți și oamenii care seamănă cu ei. Cei vii mănâncă, pipăie femeile, asudă. Tom,
Când un om nu mai poate asuda, cheamă doctorul. Că dacă nu, începe să delireze. Are idei. Maximilian, lasă virtutea. Să ne mulțumim să organizăm astfel societatea, încât să ni se pară că prezintă mai multe garanții politice de dreptate. Acesta e țelul unei revoluții. Crezi că e de ajuns? Și cea mai bună garanție politică este că odată instituțiile republicane fixate, noi, conducătorii, să ne înțelegem, frățește, pentru binele patriei. Robespierre, îți întind din nou mâna. Robespierre! Vrei război? Robespierre! Vreau să pun la plecare! Robespierre, crezi tu că dacă ai să mă duci pe mine și pe toți prietenii mei la ghilotină, să admitem că și cu tine nimic nu e imposibil, crezi tu că Republica va fi salvată? Adică vreau să văd dacă ești numai canalie sau și prost. Danton, din punctul tău de vedere, adică ești sigur că peste o lună, peste două sau poate peste trei n-ai să mergi și tu la eșafod, lăsând totul pe mâna lui Talian și lui Barer, lăsând Republica asta pentru care a curs atâta sânge eroic pe mâna unor farsări de bâlci? Ești sigur că ea va dăinui dacă... Da. Par sincer. Ești numai prost. Robespierre, ești cel mai mare dușman al Republicii, dar și cel mai norocos. Pentru că eu niciodată nu voi avea tăria să te duc la ghilotină. Cel mult, dacă o fi, să te închid într-o casă de nebuni. Pricepi? Într-o casă de nebuni. Robespierre, ești cel mai mare dușman al Republicii. Tu, Danton, ai făcut ca ducele de Orléans să fie ales deputat al Convenției. Ai căutat tot timpul un compromis între Montagnards și Girondin. E o infamie! Eu să caut un compromis între Montagnards și Girondin? La ce s-a redus, Danton, duelul tău cu Girondinii? Niciodată nu te-ai pronunțat hotărât împotriva lui Janson, Gade și Frisson. Declanșează reconstituirea dramatică a celui de-al treilea episod nodal al Revoluției, disputa cu Girondinii, desfășurată în trei adunări ale convenției și în care Danton, acuzațiilor pe care Girondinii i le aduc de a fi pus la cale masacrele din închisori, de a fi urmărit dictatura, de a fi fost complice la trădarea generalului Dumouriez, le răspunde bărbătește. Pe voi, Girondin și Montagnarzi, care mă obosiți cu argumentele și certurile voastre în loc să vă ocupați de mântuirea Republicii, eu vă resping ca pe niște trădători! Ce mă interesează reputația mea? Să fie numele meu terfelit, numai Franța să fie liberă! Ce-mi pasă că mi se spune că mă adăp cu sânge când fac asta pentru libertate? De ce nu l-a arestat pe Dumouriez? Cel mai întâi Gade, pentru că a fost complice! Și, până la ghilotină, nu mai este decât un singur pas. Acuzația președintelui... Danton, ești acuzat că într-o gazetă infamă, vechiul cordelier, ai calomniat Republica. Ai insultat pe reprezentanții poporului. Adică i-am atacat cu toată violența indignării pe fanaticii terorii. L-am atacat pe Robespierre. Declanșează reconstituirea celui de-al patrulea episod, ciocnirea dintre Danton și Robespierre, și în care Danton lovește în plin. Robespierre, ești cel mai mare dușman al Republicii, dar și cel mai norocos. Pentru că eu niciodată nu voi avea tăria să te duc la ghilotină.
Cel mult dacă o fi să te închid într-o casă de nebuni. Pricepi? Într-o casă de nebuni. Degeaba suni, cetățene președinte. I-am spus-o și atunci repeci aici. Robespierre este cel mai mare dușman al Republicii. Danton! Danton! Îți interzic! Îți interzic! Mai bine ți-ai prezentat apărarea. Să mă apăr? Un om ca mine are nevoie să se apere. Și de ce să mă apăr? Să vă strig în față că cel care a conspirat n-am fost eu, ci Robespierre și ai lui! Saint-Just! Cambon! Badier! Couthon! Că după discuția din parc, Robespierre a convocat comitetele și a cerut vai pentru interesele Republicii și nu pentru interesele lui și alor lui să fiu arestat? Cine ți-a spus? O, Fouquier, să nu-ți închipui că am să-i divulg numele. Fii mulțumit că spun doar atât. Un prieten. Un prieten? Da, am și prieten în comitet, nu numai dușmani. Mi-a spus tot. Absolut tot. Cum Robespierre la început și Ret le-a spus celor adunați în biroul său că... Îndată ce sosesc colegii noștri, vom asculta pe colegul Saint-Just, care, întors de pe câmpul de luptă, are să ne facă o expunere a situației armatelor noastre. De aceea s-au convocat comitetele reunite. Găsesc că pericole mai mari decât cele din afară amenință Republica din lăuntru. Danton conspiră. Ar fi de dorit să nu schimbăm ordinea de zi a lucrărilor noastre. De-al minter socot că Vadie exagerează puțin. E adevărat că Danton e înconjurat de oameni pe care îi bănuim în slujba Angliterei. Dar trebuie să ținem socoteală că el a fost un republican. A căutat să salveze pe Maria Antoaneta. Nu cred, nu cred, Saint-Just. Așa se zice că ar fi avut intenția de a aduce pe tron pe ducele de Orlean. Trebuie să ne gândim însă că alături de noi Danton a luptat foarte adesea. Cine a fost alături de noi și trădează e cu atât mai vinovat. Rode Seșel, mâna dreaptă a lui Danton în comitet are legături cu emigranții și la închisoare. Fabre, mâna stângă a lui Danton a falsificat decretele convenției pentru bani. Cine îl mai crede nevinovat pe cel care i-a patronat? Fără îndoială că argumentele dumitale cu Ton, ca de altfel și ale lui Saint-Just, sunt temeinice. Cred însă că trebuie să fim foarte prudenți. Danton e încă idolul poporului, nu Robespierre. Și eu sunt de părerea colegului nostru Cambon, chiar dacă e vorba de un idol putred. Veți fără grijă, un cap ca lui Danton trage și altele după el. Da, 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 ai dreptate, Cambon. Se cam frică, Vadie. Nu, pot să vă spun că alaltă ieri la Palais Égalité, Danton, conjurat de ai lui, bea vin și glumea pe socoteala membrilor comitetului, adică pe socoteala noastră. Spune că Robespierre e un prost feroce. Auzi, Robespierre? Aud. Zi mai departe, Vadie. Că Biovare e un revoluționar rectilin. Iar despre... Despre? Despre tine, Saint-Just. Camille de Moulin spunea că îți porți capul pe umeri solemn ca pe Sfânta Împărtășanie. Și eu am să-l fac să și-l ducă pe al lui pe mâini ca Saint-Denis. Vă rog, încetați. Aveți aerul că aveți chestiuni personale cu cei pe care îi acuzați. Poate că încă de mult aș fi propus să se examineze situația lui Danton, dacă nu mi-ar fi fost mereu teamă că îl judecați cu ură. În orice caz, ar trebui mai multă grijă atunci când judecăm pe foștii revoluționari. Poate că totuși ar trebui examinate odată în plenul comitetelor situația lui Danton și a tovarășilor lui și poate că avem obligația să ascultăm raportul pe care mi se pare că vrea să ni-l prezinte în această chestiune colegul nostru Saint-Just.
chiar dacă pentru moment nu trecem la măsuri imediat. Ce să-l mai citim aici? Să-l citească mâine la adunare și pace. De-alminter, convingerea noastră e desigur formată. Iar celor care mai ezită, eu le pun așa chestiunea, care e pentru mine criteriul ghilotinei. Când cineva nu a făcut pentru Republică cel puțin atât ca în caz de contrarevoluție să fie condamnat la moarte, e vinovat. Ori astăzi, aristocrații, n-au mai multă simpatie nici pentru emigranți decât pentru Camille de Moulin. Deci... Camille de Moulin? Da, bine, cu domnul Camille de Moulin mi-a fost coleg de școală. Și asta ce înseamnă, Robespierre? Colegii tăi de școală au privilegiu să atace nepedepsiți Republica? Nu, dar poate că în locul lui ar fi mai bine să punem pe Filippo. Da, cel care a țățat pe Filippo e chiar Camille de Moulin. Zău așa, Robespierre, ar fi imoral să pedepsim pe unul și să-l lăsăm pe celălalt. Amândoi, deci. Saint-Just, da? Adu raportul să-l scălim. Iar dacă va fi ceva de șters, o să o facă mâine adunare. Da, mă duc să-l... Nu, stai, Saint-Just. Ce părere ai, Cambon? Adunarea de obicei nu discută aceste rapoarte. Socot că tot ar fi mai bine să-l citim noi, aici. Și... Și? Și ce, Cambon? Sau îl semnăm acum, dar cel puțin să ni-l dea după ședință, să-l citim cei care vor dintre noi. Ni-l dai mâine, Saint-Just? Atunci mâine la adunare. Ah, îl voi face pe Danton să se zvârcolească mărturisind așa cum se zvârcolește un șarpe al cărui cap e prins sub călcâi. Ce să mărturisească, Saint-Just? Vrei să-l aduci pe Danton la adunare? Tinere, se vede că ți s-a urât cu viața. Ce vrei să spui, Badie? Vrei să te măsori mâine cu Danton în adunare? Află că nu mai joc pe cartea dumitale. Ai uitat ce a fost anul trecut cu la surs? Bine, dar atunci cum? Îl arestăm la noapte să se explice la tribunal. Bă, dar este ilegal! Numai adunarea are dreptul să aresteze un deputat, Robespierre. Fără îndoială că Saint-Just are dreptate. E adevărat însă că adunarea are libertate să ratifice sau nu o arestare executată deja. Nu avem decât să-l punem în libertate dacă adunarea o va cere. Nu, desigur. Asta niciodată! În ruptul capului nu! Dar atunci de ce mai facem legi? Să le călcăm în felul ăsta? Saint-Just, crezi pe Danton vinovat? Notele furnizate de tine, Robespierre, pentru raport nu lasă nicio îndoială. Crezi că e în interesul Republicii ca el să fie ghilotinat? Da! Atunci, dacă interesele Republicii credem noi cu convingere dictează moartea lui, ce importanță are restul? Scrupulele noastre personale nu trebuie să treacă înaintea Republicii. Care lege? Salus rei, publice suprema lex. Atunci de ce mai judecăm? Să executăm de-a dreptul. Tot interesele Republicii cer ca să se execute formele aparente ale judecății. Dar bine, același procedeu ni se poate aplica și nouă. Ni se va aplica, desigur. Vreți să conduceți destinele poporului și să ocoliți moartea? Propun ca odată cu Danton și ai lui să fie judecați și falsificatorii companiei indiilor. Chabot, Fabre, Bazile, Frey. Bine, dar nu e nicio legătură, Vadie. Procesul lui Danton e un proces politic și al bancherilor e un proces de hoție. Cu atât mai bine, Cambon. Tot poporul știe că Danton s-a îmbogățit din revoluție. Fiți umani. 3 zile cât cere legea pentru proces, abia dacă vor ajunge pentru ascultarea bancherilor. Când să mai fie judecat și Danton și ceilalți deputați? Robespierre. Cred că cei Vadie și Comitetul Siguranței sunt mai în măsură să judece. Atunci, noi cei care suntem aici, semnăm de pe acum. Saint-Just, da. Adu raportul. Și Robespierre și-a atins țelul. M-a făcut să stau toată noaptea adâncit, muncit de gânduri, în fotoliu. Pe masă, lângă mine, 2 lumânări ardeau un sfeșnic. Când se îngâna ziua cu noaptea, am auzit un scârțit încet de ușă.
s-a întâmplat? De ce te-ai îmbrăcat de la miezul nopții? Ce e? Nimic, Luis. Nimic. Nu, Danton, ce e? Nimic, draga mea. Dar trebuie să-mi spui. Luis, din clipă în clipă trebuie să vie să mă aresteze. Cum asta? Se pare că totuși Robespierre a îndrăznit. Da, da. Cum ai aflat? Un prieten a venit de la comitet și m-a anunțat. Cine? Un prieten. Pani, Luis. Pani? Pani, secretarul comitetului. Nu a asistat la ședință, dar i-a auzit de alături discutând. Așadar, cum ai știut aseară? M-ai ținut în brațe toată noaptea și nu mi-ai spus asta. Erau ultimele clipe când te mai puteam avea. Poate când te mai vedeam, la cele aș fi tulburat. De ce nu mi-ai spus? De ce ai fugit de lângă mine? Ca să mă îmbrac. Nu vreau să mă găsească dezbrăcat. Căci după miezul nopții puteau și pot sosi din clipă în clipă. Cum? Narcis, în noaptea asta de primăvară. Vin aici? Vreau acum să vorbim câteva lucruri de oarecare importanță pentru mine, Luis. Testament n-am făcut, pentru că știi că averea celor condamnați e confiscată în folosul Republicii. Casa de la Arsis, cele câteva hectare de pământ și mobila de aici vor fi confiscate. De altfel, nu e cel mai de preț lucru pe care l-am dat acestei republici. Am doi copii care n-au mamă și vă rămân orfan și de tatăl lor, fără nicio avere, goi, în stradă. Dar, George, voi fi mama lor. Nu. Nu. De ce să-ți iei povara doi copii? Luis, n-ai decât 17 ani. Nu. Ce pământească era Sena ieri. Nu, asta nu se poate, Danto. Sunt ca și copiii mei. Nu, Luis. Ne-a întârziat după execuția mea. Dar cum vorbești despre asta? Luis, te implor, fii cu sânge rece. E vorba de copiii mei. De ce aș vâră capul sub cuvertură? Ca să nu văd? Nu. Imediat după ghilotinarea mea, ei n-au să priceapă. Unul nu are decât 4 ani, celălalt numai 2. Trimite-i mamii la Arsis, fără nicio întârziere. Am să iau la noi, la mama. Nu fi atât de rău. Nu, Luis. Altceva aș vrea să te rog. Pentru cheltuirile drumului, pentru primele zile acolo, mama e săracă. I-am făcut eu o rentă viajeră, dar nu o va primi. Vreau să te rog un lucru. Eu nu am bani. Luis, n-am decât 4.000 de livre. Nici tu mi se pare că... Danto, eu am încă franci aceea de aur pe care mi-ai dat cadar de nuntă. Luis, asta vreau să-ți spun. Dă jumătate din ei copiilor mei. Da. Uite cele 4.000 de livre, da. Din care eu nu opresc decât 1.000, pentru cât voi sta la închisoare. Da, cum poți să-mi vorbești așa? Niciodată nu mai lăsa să mă apropii de tine. Ce puțin mă iubești. Iubesc mult, Luis. Ești ultimul dar al vieții. Intru în întunericul pământului cu surâsul tău în față și cu ochii tăi ca o lumină. În noaptea asta călduță plesnesc pe rând mugurii, da, în toate părțile. Da. Ai venit la mine fragedă și nouă. Eu eram cu sufletul coclit de prostia oamenilor. Era inima arsă de răutatea lor. Eram istovit, bolnav, și m-a apăsat gândul morții. Atunci ai venit tu. Îți mulțumesc, Luis. Poate nu te-am înțeles întotdeauna. Poate că nu te-am cunoscut cât trebuia. Să mă înțelegi. Să mă cunoști. Pe zidul dărâmat din fundul livezii de la Arsis crește în fiecare an o iedră, Luis. Dacă îl face mai frumos, ce nevoie are să-l înțeleagă?
Tu m-ai făcut fericit fără să mă cunoști. Eu am fost întotdeauna singur, Louise. Apropierile de ceilalți au fost numai întâmplătoare sau dictate de împrejurări. Fotoliul ăsta trebuia reparat. Am tot amânat mereu. Da, da, e adevărat, nu te-au înțeles, nu te-au înțeles. Neînțeles? Asta nu-i nimic, Louise. Să fi greșit înțeles, să fi pe jumătate înțeles, e încă mai rău. Dar, George, mai târziu, fără îndoială că vor înțelege ce crimă am făcut. Nici acum, nici mai târziu, Louise. Până în veacul veacului se vor găsi imbecili care se explice cu condeiul în mână că am luat atâtea și atâtea livre de la nu știu cine și știind ei anume pentru ce. Cine va putea ști resortul sufletesc al acțiunilor mele, când cei de azi care văd nu le știu? De unde vor ști în viitor? Dreptatea posterității? Copilării, Louise. Ca și în viață, jumătate din imbecili îmi vor reproșa masacrele din septembrie, iar cealaltă jumătate va idolatriza pe Robespierre. Și, cine știe, dacă nu mă vor uita, e din cauza că am fost atât de slut. Vezi, George, de aceea ți-am spus întotdeauna să te gândești la Dumnezeu. Oh. Numai El știe ce e în sufletul nostru. Dumnezeu, neant și pământ, Louise. Dar nu de asta mi-e frică. Am privit lucrurile în față. Sunt singur, Louise, în fața dispariției definitive. Singur între oameni și istorie, ca o pasăre între cer și ocean. Da, cum privești moartea? Am privit-o de una totul în față, și crima, și dragostea, și moartea. De un singur lucru mi-e totuși teamă, Louise. Că în clipa în care voi pune piciorul pe scara eșafodului, să nu te văd pe tine venind la Arsis pe potecă, prin soare să mă chem la masă. Nu! Ce-am să mă fac? Ce-am să mă fac când nu vei mai fi? Îți se viața din nou, toată viața. Nu! E prea mult ce mi-ai dat. Dacă vei avea nevoie, reneagă-mă. George! Reneagă-mă, Louise. Spune asta și copiilor mei. Nu, nu, nu se poate. N-au să te condamne. Hai să te apere, hai să spui convenție. Dacă m-ar lăsa să mă apăr la convenție. S-a sfârșit. Auzi, urgă scara. Dar cum au intrat? Am lăsat nădins deschis. Tu? De ce te-ai întors, Pani? Ascultă, Danton. Trebuie să fugi. Am pregătit totul. Unde să fug? Fugi, George! În 6 zile ești peste frontieră, vino. Să pribegesc? Să renunț la tot, la Franța, la Sena asta murdară, la Arsis? Prietene, nu iei patria pe talpa ghetelor când ai fugit. Danton, trebuie să fugi. Dacă nu, rămâi aici. Te vom ascunde undeva, chiar într-o pivniță pregătită. Poți să stai câteva luni, până ce trece furia clipei. Mă vezi ferindu-mă să nu fiu descoperit? Mă vezi pe mine ghemuit sub pat cu ciolanele astea? Acum numai decât să fugi tu. Ți-ai putea pierde capul până trece furia clipei. Ascultă, Pani, coboară pe scara cealaltă, cheie în ușă. Hai, du-te, 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 Pani, du-te. Viața asta lui sunt totdeauna m-a contrazis. Mă scoate din sărite. Uite un prieten la care nici nu mă gândeam. Pani. Și ce prieten încă. Nu, nu, Danton. Tot știu ce-ai făcut pentru Franța. Psst. Auzi, abia acum urcă ei. Acum da, s-a sfârșit. Vino dincolo lui să-ți dau inerele și cercei din casă. Fiți gata pentru orice. Am înțeles. Nu vă fie frică. Voi doi să-i prindeți mâinile. Vedeți dacă vrea cumva să lovească,
Cum de îndrăznești să intri la Danton fără să bați la ușă? Scăde! Vezi că ți-a căzut ordinul de arestare. Dă-mi să citesc ordinul de arestare. Haide. Și iată-mă acum împins de Robespierre și haita lui în fața tribunalului. Acuzat? Nou șclopoțelul? Cetățene președinte, puțin îi pasă unui om în ceasul morții de clopoțelul tău. Când spui că ești sigur de moarte, insulți justiția. Înseamnă că n-ai încredere în ea. Am atâta încredere în ea încât vă spun că peste 3 luni toți câți mă condamnă azi mă vor urma la ghilotină. Cetățene președinte, nimic nu se plătește mai greu ca prostia. Nu ai avea decât de câștigat dacă în loc să faci profeții, ai răspunde la acuzațiile precise care ți se aduc. Marat a fost cel acuzat. La acuzații precise, el însă a răspuns în așa fel că jurații luminați l-au dezvinovățit în unanimitate. Ia pildă deci de la el. Tot ce mi se impută sunt niște infamii. Dacă nu vă ajung cele ce v-am spus, aduceți martorii pe care vi-i cer. De ce fugiți de lumină? De 3 zile cer necontenit martori! Acuzatorul public Fouquier insultă tribunalul atunci când îi refuză mijloacele prin care ar putea afla adevărul. Să se aducă martori! Eu nu mă opun ca martorii să fie chemați! Degeaba suni! Degeaba suni! Nu vezi că poporul întreg vrea să se facă lumină? Să se aducă martori! Poporul cere martori! Nu poți să treci peste voința poporului! Acuzat Camille de Moulin, aici un tribunal constituit care decide... Poporul are dreptul să retragă încrederea lui oricăruia dintre reprezentanți dacă nu execută mandatul pe care i-l-a dat! Danton are dreptate! Are martori! Aducă martori! Mario, Mario, vezi ce fac ăștia? Se dă totul peste cap. Fii liniștit, Vadie, avem afară 2 batalioane. Cetățeni, cetățeni, cetățeni! Acuzatorul public Fouquier vrea să facă o comunicare. E timpul să înceteze aceste dezbateri scandaloase. Voi scrie la convenție ca să-i supun cererea acuzatului. Ne vom supune dispozițiilor convenției. Vom continua acum interogatorul celorlalți, rămânând ca pe urmă să-i dăm din nou cuvântul să-și ducă mai departe apărarea. Acuzat, cum te cheamă? Lucile Camille Saint-Plice de Moulin, deputat al convenției. Vârsta? 33 de ani. Vârsta fatală a revoluționarilor. Ești acuzat că într-o gazetă infamă ai calomniat Republica. Am denunțat în Vechiul Cordelier, care n-a fost o gazetă infamă, pe falși prieteni ai poporului, pe cei care îndeamnă la asasinate, compromițând libertatea. Dacă te-ai fi mărginit la acest atac, ai fi bine meritat de la Republică. Și nu ai fi fost trimis aici să dai socoteală justiției, dar ai îndrăznit să ataci și actele comitetului public. Târât de torentul unui talent recunoscut, ai săpat însăși temeliile Republicii. Ai cerut un comitet de clemență după ce ai fost procurorul Lanternii. Da, și acum în fața tuturor cer iertare pentru nebunia mea de la început. Eu eram făcut să scriu versuri și să cânt iubirea. Nu să fiu revoluționar. Așadar, regreți lupta pe care ai dus-o alături de popor la început și de la care te-ai abătut numai sub influența nefastă a unui rău prieten. Camille, Camille, vezi ce faci? Ți se întinde o cursă, Camille. Regret. Regret totul. Era în mine numai iubire. Iubire care își greșea calea. Când iubești, nu poți să păstrezi măsura.
Am iubit prea mult poporul. În numele lui am cerut măsuri extreme. Astăzi văd cu groază că toate certurile, neînțelegerile, cruzimile sunt nefolositoare. Nu. Legea de fier nu poate da oamenilor fericirea. Numai iubirea le poate da. Ceea ce spui acum este o nouă sfruntare. Să trecem la altul. Acuzat. Numele. Pierre Nicolas Philippot. Fost judecător prezidial la Mons. Deputat al convenției. Vârsta? 35 de ani. Ești acuzat că prin intrigi ai încercat să paralizezi apărarea națională în Vandeea. Că ai folosit calitatea de reprezentant ca să ataci pe generali. Că prin pamflete în urmă ai căutat să discreditezi pe membrii Comitetului Mântuirii Publice. Că ai conspirat pentru restabilirea regalității cu Danton și Fabre. Ce ai de zis? Denunțând pe generalii incapabili, nu mi-am făcut decât datoria. Acum o săptămână ați condamnat la moarte pe generalul denunțat de mine. Dacă tribunalul s-a înșelat atunci, m-am înșelat și eu. Dar ai acuzat și pe membrii comitetului. Dacă au așteptat 4 luni până să-și recunoască vina, din prostia lor a curs însă 4 luni sânge nevinovat în Vandeea. Răscoala s-ar fi potolit într-o lună. Aici nu ești adus să acuzi, aici ești adus să te aperi. Să mă apăr că am acuzat. Fouquier, eu nu ți-aș dori însă ție să te aperi cândva că ai acuzat. De ajuns! Acuzat? Cum te cheamă? Vârsta? Westermann, general de brigadă, 43 de ani și 5 luni. Ești acuzat că... De ce sunt acuzat? Ești acuzat că ai amenințat Comitetul Public cu forța armată. Între conspiratori ți se rezervase rolul de conducător militar. De altminteri, întotdeauna ai dovedit sentimente de contrarevoluționar. Nu e adevărat! Ai fost instrumentul lui Dumuriez și complice de lui în trădarea care a înlestit retragerea prusacilor. Nu e adevărat, n-auzi? Un asacian nu poate face asta. Cumpărat de prusaci atunci, ești consecvent cu tine însuți acum când te găsești pe banca acuzării la un loc cu agenții lui Pitt. Om fără patrie! Tați odată de mernicule! Westermann! Credeai că ora când ai să dai socoteală poporului va întârzia. Astăzi ești în fața justiției neînduplecate. Poporul? Da. Voi da socoteală poporului. Mă voi dezbrăca în fața lui și va vedea că am primit 7 răni. Toate din față! Una singură din spate! Actul de acuzare! Uite. Uite răspunsul convenției. Era și timpul, Vadie. Cetățeni! Convenția națională, după ce a ascultat raportul Comitetelor Mântuirii Publice și al Siguranței Generale, decretează că Tribunalul Revoluționar va continua instrucția relativă la conspirația lui Danton și a celorlalți și că președintele va întrebuința orice mijloace pe care legea îi le dă ca să facă să îi se respecte autoritatea și să reprime orice tentativă a acuzaților de a tulbura liniștea publică și de a împiedica mersul justiției. Decretează că orice acuzat de conspirație care va rezista sau va insulta justiția națională va fi scos imediat din sală și judecat în lipsă. Atunci asasinați-ne pur și simplu, fără judecată. Unde e răspunsul la cererea mea? Răspunsul convenției? Comuna Paris! Noi, administratorii departamentului poliției, în baza unei scrisori care ne-a fost scrisă de portarul închisorii Luxemburg,
Ne-am transportat la zisa închisoare și am făcut să se prezinte în fața noastră cetățeanul Laflot, fost ministru al Republicii la Florența, deținut în zisa închisoare de mai multe zile și care ne-a declarat că ieri, între 6 și 7 seara, fiind în camera cetățeanului Arthur Dion, zisul Dion, după ce l-a luat deoparte, i-a spus că trebuie să reziste opresiunii, că oamenii cu cap și cu inimă deținuți la Luxemburg și la alte închisori trebuie să se adune la un loc, că soția lui Desmoulins le pune la dispoziție 1000 de galbeni cu scopul ca să adune popor în jurul tribunalului revoluționar. Nu! Nu! Vor să omoare pe Lucile! Nu! Camille. Nu! Să injus pe să asasineze pe Lucile! Corbii ăștia ne vor urmări până la moarte. Fugie! Cere închiderea dezbaterilor. Cetățene președinte, fă liniște! 3 zile ale procesului fiind trecute, cer juriului să declare dacă e luminat. Cum asta? Cum să se închidă dezbaterile? Dar nu s-a citit nicio piesă, nu s-au audiat martori, n-a avut loc nici măcar rechizitoriul. Cum să se închidă dezbaterile? Invit pe jurați să delibereze! Totul s-a sfârșit. Cetățeni! Jurații sunt reprezentanții poporului. Aveți încredere în ei. Fuchie, ești o canalie. Mario, adu jandarmii în sală. Să nu se pronunțe verdictul față de acuzați. Dacă poporul vede jandarmii, totul e pierdut. Adu-i sub pretextul evacuării acuzaților. Fuchie, cere evacuarea acuzaților. Să nu se pronunțe verdictul cu ei aici de față, că e nenorocire cu poporul. Ar trebui să li se împartă ceva pâine celor din sală. Ai dreptate, Vadie. Cetățeni! Îndrăsneala cu care acuzații insultă tribunalul face necesare măsurile de rigoare. Cer prin urmare ca întrebările să fie puse și judecata pronunțată în absența acuzaților. Să intre jandarmii! Nu! Nu se poate, Danton! E deprisos, Camille. Nu ne putem lupta cu asasini atât de șireți. E istovitor, e deprisos, Camille. La grefă. Dar dacă se termina procesul noaptea, ca al jirondivilor, așteptam tot aici, fără paturi, până vine călăul? Dacă ar veni Sanson precis la 4, mai e un sfert de oră. De ce atâta precizie, Westermann? Eu cred că trebuie să vie mai devreme ca să ne facă toaleta, pentru că la 4 plecăm. Caretele, mi se pare, sunt de pe acum în curte. 2 vopsite în roșu. Danton, e definitiv? Camille. Lucile. Liniștește-te, Camille. Las-o pe Lucile. E cu neputință, Danton. E destul să gândesc că mor ca să-mi apară ea.
rămas. Toată. E destul să mă gândesc că n-am să mai văd, ca să simt că moartea e cel mai monstruos lucru. Camille, tu mor din cauza mea. Danton, știu bine că din cauza prieteniei cu tine mor. Dacă nu moare cineva cu un geniu ca tine, e încă o fericire. Nu, Danton, dacă sufăr atât, e numai pentru că mă despart de ea. Hai, Camila. Ce groaznică e moartea executată. Dar cum ți-ai închipuit-o, Filippo? E... Westermann, cât e de adevărat. Niciodată nu știi nimic până nu ești aici. Dar cum ai crezut că e tu care ai trimis atâția la moarte? Dacă aș fi știut. Facem răul pentru că nu-l cunoaștem. Nu-l simțim. Unii îl fac e drept pentru că n-au imaginație. Și peste 2 ore vom fi în haos. Dincolo de Saturn. Peste 2 ore, Filippo. Adaugă și cele 4 ore de când am pornit. De azi dimineață. De când s-a dat sentința. Ce vă mirați? De 4 ore am și pornit pe lumea cealaltă. Cu toate astea, Hero, mai trecem peste o jumătate de oră prin oraș, printre șiruri de oameni. Dar ce avem noi cu oamenii aceia care sunt vii? O să ne simțim străini în lumina soarelui. Vorbe, vorbe. La ora 6 vom fi în carul cimitirului cu gâturile ciuntite. Astăzi, când cei care au asistat la execuție se vor așeza la masă, vom fi acoperiți cu pământ, cu picioarele amestecate în cimitirul Francis. Asta va fi tot. Sticla goală o arunci la gunoi. Danton, cum tu nu crezi că vom mai trăi într-altă lume? Tu nu crezi în nemurirea sufletelor? Nu, Camille. Astăzi, la 6, se termină totul. Nu. Oh, nu. Danton, nu. Peste o jumătate de oră. Peste o oră. Gândește-te că tot trebuie să murim odată. Vor muri, sigur, și Robespierre și Saint-Just. Vor muri toți cei care vor asista peste o oră la execuția noastră. Știu. Milioane și milioane de oameni au murit. Milioane și milioane vor muri. Dar numai moartea mea e moarte adevărată. Avem leac și împotriva conștiinței pericolului. Gardianul ar să ne aducă vreo 2 sticle de coniac. Nu, eu nu iau. Vreau ca întreaga mea conștiință să mai trăiască 1 ceas și jumătate. Va privi moartea drept în față. Gardianu! A venit, a venit gardianu! Hei, Richard! Cetățene Fabre, nu s-a găsit nimic. S-au ridicat hârtiile. Dar mie... mie mi-a adus ceva. Cetățene Filippo, n-a putut nevastă mea să se ducă nicăieri. Suntem foarte supravegheați. Pentru cetățeanul Ero, pentru mine, această ramură de cireș înflorit. Asta e din lumea cealaltă. De la Lucille? De la Lucille nimic? Nimic? Cetățene Danton. Da. Soția lui Camille de Moulin e aici,
vrea să-i vorbească. Nu, pătrun, să aici. Ce caut aici? Au arestat-o azi noapte. De la secție ne-au trimis-o adineaua. Bine, și ce caut aici? Băiatul ăsta e în pragul nebuniei. Când o știu și pe arestată... Vine încoace. Să-l scoatem pe Camille de aici. Da. Pe urmă trimite-o pe înăuntru. Camille. Da? Camille, du-te la corpul de gardă să-ți dea ceva de la Lucie. Mie? Unde? Domnilor, pregătiți-vă. Vin o femeie. Unde e? Cami? Unde e? Lucille. Lucille, cum naiba să-ți explic. Ascultă, nu se cade să-l vezi pe Cami. Cum? N-ar mai putea să moară. Cum? Cum nu mai pot unii să doarmă? Suferă? E în pragul nebuniei. Nu trebuie să-l vezi. Îl voi vedea. Peste 10 zile îl voi vedea. M-au arestat și pe mine. Oh, Lucille. Și tu mori din cauza mea. Repede că trebuie să fie călău. Atunci? Lucille, dă ceva pentru Camille. Ce? L-am trimis la corpul de gardă, orice ai. Nu știu. Da, uite, am găsit aici, sunt Batista. Da, Batista, lăsa. Du-te, du-te, Lucille, du-te, du-te. Da, Filippo, când vine Camille, dă-i tu Batista. Bine. Camille, Lucille ți-a trimis la Batista. Unde e? La cine e? Spune, Fabre. Uite, la Filippo. Dă-mi, Filippo. Să mulțumesc, Filippo. Mulțumesc, Filippo. Mulțumesc. Lucille. Te vă luc, drag. A fost în mâna ta. Iris, e zâmbit. Ai purtat-o pe sân. Sânul tău mic și ne-a scâmpărat. Nu pot să mor. Nu. E cu neputință. Trebuie să se întâmple ceva. Să te lovești de imposibil ca de un perete de plumb. Ba poți, Camille. E foarte simplu. Ghilotina trebuie să-ți demantibuleze coloana vertebrală între a treia și a patra vertebră. Aici. Uite aici, cade satârul după ce a basculat planșa. La mine o să fie mai greu de nimerit că sunt gras. Un bun călău trebuie să te potrivească sigur pe basculă. În privința asta, Sanson își cunoaște bine meseria și nu greșește. Tu, Camille, să treci cel din tâi, că e mai bine. Pe urmă se plictisesc măgarii de călăi și dau rasol. Ei, Camille, te-ai potolit? Zâmbești și tu. Louise. Să fie afurisite femeile astea. După ce că nu te lasă să trăiești, nu te lasă nici să mori. Cât e ceasul, Westerman? 45 minute. Ce înseamnă să decazi până și călău te face să aștepți? Tot tu l-ai numit și pe ăsta când erai ministru. Pe Sanson? Nu. Nu. Ele? Da, Danton vine. Ținută, domnilor. Puțină ținută. Da. Altă dată, Sanson, nu te mai așteptăm. Să faci bine să vii la timp. Nu. Mai lăsați-mă un minut, nelegat.
Danton! E definitiv. Trebuie să sfârșim o dată. Nu! Cum o să mor? Vreau să iubesc, să gândesc. Adio, Lucille. Țărmul vieții mi-a scăpat de sub picioare. Danton, dă-mi Batista. Batista Lucille. Dă-mi-o, Danton. Dă-mi-o, Danton, în gură. Dumnezeule, primește-mă. Danton, adio. Îs legat. Vino să te salut. Nu se poate. Dobitocule, ai să poți tu împiedica capetele noastre să se sărute în coșul cu tărâțe? Puneți mâna pe el. Așadar, s-a sfârșit. Irevocabil neant. Am iubit viața, am iubit femeile. Hai la culcare, Danton. Primii șapte, întâia caretă. Ceilalți a doua. Ascultă, Sanson. După ce îmi vei reteza capul, să-l ridici și să-l arăți poporului. Merită. Ați ascultat episodul al doilea din serialul radiofonic Danton, de Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Danton, Mircea Albulescu; Robespierre, Gheorghe Cozorici; Camille, Ion Caramitru; Westerman, Ion Marinescu; Ero, Mihai Dogaru; Fabre, Sorin Stratilat; Filippo, Mihai Velcescu; Lucille, Tatiana Iechel; Louise, Melania Cârjă; Saint-Just, Ovidiu Iuliu Moldovan; Vadie, Corrado Negreanu; Couton, Gheorghe Ghițulescu; Cambon, Alfred Demetriu; Pani, Paul Nadolski; Herio, Eugen Petrescu; Fuchie, Constantin Dinulescu; președintele tribunalului, Fori Eterle, artist emerit. În alte roluri, Constantin Neacșu, Nae Constantinescu, Napoleon Crețu, Mircea Medianu, Nicolae Crișu, Geo Măicănescu, Ștefan Florescu, Pompiliu Rădulescu, Chiriță Dumitrescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.